Ascultați, am terminat de încărcat. Eram pe cale să semnez actele. Trebuie să plec. Nu puteți aștepta 2 sau 3 zile cu ceea ce aveați să-mi spuneți? Astă seară trebuie să fiu neapărat la Pont Saint-Exupéry. Vă rog, în cât timp puteți să mă întâlniți la Marsilia? Nu știu, jumătate de oră, 3 sferturi de oră? Bine, să încercăm. De aici mă duc la gara de autobuze, la Saint-Lazare. Întrebați pe un sergent, toată lumea știe unde e. Am să vă aștept până la 1:15. După aceea nu mai pot. Am să fiu acolo. Gara de autobuze de la Saint-Lazare. Rândul trecut v-am spus oare că sunteți frumoasă? Nu, dar în sfârșit, nu așa. Sper că necazurile nu sunt prea serioase. Cum vă numiți? Longo. Daniele Ungo. Și numele l-aveți frumos. După aceea am făcut toate deodată. Am tras taiurul pe mine, mâncând foi de salată, aruncându-mă în pantofi, bând un pahar de apă minerală. În clipa când să ies, sună telefonul. Era machetistul meu de la Paris. Îl uitasem de tot. Tu ești Bernard? Dani e aici. Vezi că m-ai speriat grozav. Dar unde ești pentru numele lui Dumnezeu? În sud. Am să-ți explic. De ce ai închis ușa deodată, acum câteva nopți? Acum câteva nopți? Sigur, alaltă ieri noapte. În fine, sâmbătă. Trebuie să fi fost vreo 3 dimineață. Striga. I-am spus că n-am telefonat. M-am așezat din nou pe pat cu geanta pe genunchi. Recăzusem în iad. Adineauri, pe când căutam urma lui Zâmbet Gibbs, în timp ce îi vorbeam și chiar când îi spusesem de neplăceri, era ca și cum nimic n-ar mai fi existat cu adevărat din acest sfârșit de săptămână. Am uitat de cadarul din mașină, de pușcă, de mesajul de la Orly, de toate. La urechea mea vorbea un glas liniștit, drăguț. Cineva care voia să știe ce am la dejun. Mă aflam într-o lume în care crima și teama nu puteau năvăli. Și totuși, da, chiar Bernard Thor, pe care îl cunosc de ani de zile, care mi-e fără îndoială prieten de fiecare zi, știe cel mai bine ceea ce sunt și, deodată, s-a transformat și el într-un instrument al coșmarului. Nu-l mai înțelegeam deloc și nici el nu mă mai înțelegea pe mine. Ne-au trebuit câteva minute bune de strigăte ca să ne înțelegem asupra ceea ce voiam să ne spunem unul celuilalt. El, că i-am telefonat în noaptea de vineri spre sâmbătă, că vorbeam de departe sau cu un aparat prost, pentru că nici atunci nu înțelesese mare lucru din poveștile mele, că păream într-o stare alarmantă și că deodată am închis. Eu, cu un fel de furie, țipam că n-am telefonat nici noaptea, nici ziua, că n-am telefonat deloc. L-am întrebat. E sigur că era glasul meu? Cum asta? Sigur că erai tu. Nu te auzeam bine, pentru că era o groază de paraziți pe fir. Da, nu puteai fi decât tu. N-am fost eu. Atunci ce Dumnezeu? Atunci erai beată. Ce se întâmplă? Unde ești? Îți spun că n-am fost eu. Puținul pe care mi l-ai spus, numai tu puteai să-l știi. Nu mă lua drept. Ți-am vorbit despre ce? Despre Zürich. În fine, tu erai. Am început să plâng. Tot astfel ca ieri seara, când m-am întors în cameră, lacrimile mi se scurgeau din ochi din propria lor voință. Ca și cum n-ar fi fost ale mele. El, Bernard Thor, m-a ajutat acum 4 ani. S-a interesat și mi-a împrumutat banii pentru operație și clinică. Pe atunci nu era totuși decât un camarad, cineva la care nu mă mai gândeam din clipa în care nu-l mai vedeam. El este singurul care știa de călătoria mea la Zürich. Am șovăit. Am pierdut aproape 4 luni povestindu-mi mie și celui pe care îl iubesc tot felul de istorii, din fanfaronadă, din prostie, știind foarte bine că nu voi avea curajul să duc acel copil până la capăt. În definitiv, a fost atât de monstruos că mai rău nu se putea. Îmi închipui că și medicul care s-a ocupat de mine mă disprețuia. Dani! Dani, mă auzi? I-am răspuns da. Plângi? I-am spus da. Unde ești, Dani? Am să-ți explic. Vroiam să știu la ce hotel trage caravai când se duce la Geneva. Mi-ai cerut numărul lui de acasă și vineri noaptea. Nu l-ai prins încă? Dar întâi, spune-mi ce e. Ți-am spus odată că nu eram eu. E sigur că eram eu? Dar, Dumnezeule, asta e grozavă. Tu trebuie să știi cel mai bine, nu? Primeam mereu același răspuns. Mereu. Trebuia să știu că aveam un bandaj la mână în timp ce eu nu l-avusesem. Trebuia să știu că am dormit într-un hotel în care nu intrasem în viața mea. Trebuia să știu că am telefonat să cer numărul cuiva la care tocmai mă aflam. Toată lumea era sinceră. Numai eu eram zărghită. Și lacrimile astea blestemate curgeau fără încetare. Bernard, la ce hotel merge caravai? La Beau Rivage. Ascultă, Dani, ai numărul de telefon de acolo? A lăsat aparatul câteva secunde ca să ia un carnet. Mi-a dat numărul. Am deschis geanta, l-am notat cu mâna dreaptă pe un colț de hârtie. Te rog, Dani, de data asta nu mai închide. Trebuie să mă întâlnesc cu cineva care e obligat să plece.
Trebuie să închid, Bernard. Dar ce dracu? Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Ce ți s-a spus la telefon? Cine? Tu? Oh, fleacul fără rost. Nu mai știu. Mi-ai vorbit de o mână rănită, de Villeneuve-les-Avignon și apoi, stai puțin, spuneai, e în covor, știi, Bernard, e într-un covor. Am spălat rușina de la Zürich. Și apoi, nimic, ai închis. Ah, da, mi-ai spus că ce a fost la Zürich s-a întâmplat din cauza mea, că n-ar fi trebuit. Știu și eu, tot aiurel de-astea, fără cap și fără coadă. Dacă am vorbit atâta, mi-ai recunoscut de sigur vocea, nu? Strigam din nou. Puteam fi auzită de la celălalt capăt al culoarului. În umbra caldă a acelei camere, mi-am simțit corpul scăldat în sudoare și totuși mi-era frig. Dar ce? Tu crezi că în momentul ăsta îți recunosc glasul? Mi-a răspuns Bernard strigând și el. Par nebună de tot. Povestește-mi cel puțin ceea ce... Unde ai să fii astă seară? Mi-a răspuns că la el. I-am promis că am să-l chem. Din nou am închis în mijlocul unui... Nu închide! I-am șters fața și ochii în baie. Nu voiam să mă gândesc. Voiam să-l văd pe șoferul acela de camion. Aveam și mai multă nevoie ca adineaori să-l întâlnesc. Înțelesesem dintr-o dată, la telefon, că în această mașinație urzită atât de bine împotriva mea, exista cel puțin un punct slab. Nu mai era vorba de o voință din afara universului, de supranatural, de diavol. Diavolul, de când există, n-a făcut nicio greșeală. Marea așternută sub soare, dealul de la Ginest. De câte ori n-am parcurs fâșia aceasta de asfalt printre colinele aride? O cunosc dintotdeauna. Conduceam repede. La fiecare viraj eram aruncat afară din curbă și îmi reluam cu disperare direcția, în timp ce durerea din mâna stângă se întindea în tot corpul. La un moment dat, în linie dreaptă, am întâlnit o șosea care se înfunda într-un deșert de roci și de ierburi uscate, unde am încetinit. Un panou arăta direcția unei tabere militare, Carpiani. Maica superioară mi-a șoptit. Ia-o pe aici! Ai să găsești un loc unde să te descotorosești de grozăvia aia din portbagaj. Am șovăit și până la urmă n-am făcut-o. Îmi spuneam, da, toți cei care credeau că m-au recunoscut pe Naționala 6 au văzut în zorii zilei o femeie în taior, cu ochelari negri, fără îndoială blondă ca mine, fără îndoială de o statură aproape ca a mea. Da, pentru că nu există două persoane identice, nici imitația nu putea fi fără cusur. Ceea ce a atras atenția oamenilor până la a-i orbi cu privire la rest, a fost, desigur, mașina puternică, dar și faptul că falsa Dani Longo avea un pansament la mâna stângă. Aici e fisura. Pansamentul era un bun șiretlic pentru a crea iluzia, dar care nu fusese voit, prevăzut, deoarece a trebuit să fie pus la cale cu orice preț, după aceea, în toaleta unei stații de benzină. Nu mai era vorba, deci, ca acea femeie să-mi semene mie, ci eu trebuia să semăn cu ea. Iată de ce mi s-a zdrobit mâna. Voi putea să mă adresez poliției, să povestesc tot, cu șansa de a fi crezută. Singură mărturie a celor doi caravai, care știam bine că vor fi bănuiți că vor să mă apere, nu i-ar fi convins pe polițiști, dar aveam o alta pentru a o confirma. Ultima persoană care m-a privit cu oarecare atenție înainte de stația de benzină a fost Jean Le Guéven, la Joanie. Își va aduce de sigur aminte că n-aveam nimic la mână, vor înțelege astfel că spun adevărul. Mă gândeam de asemenea, tu nu ești singura urmărită de această mașinație, nici nu ești tu, probabil, principala victimă. Au încercat să te imite, dar există un element de neînțeles care te privește din întâmplare numai pe tine. Mașina Thunderbird. Ea aparține familiei Caravai. În fond, acesta este lucrul cel mai important. Cadavrul a fost închis în mașina lui Caravai. Or, ia gândește-te, a fost nevoie să fie pusă în circulație pe șosea, în zorii acelei sâmbăte. O mașină identică. Dacă n-ar fi fost așa, garajistul cu accent basc n-ar fi putut să le confunde. Dacă n-ar fi purtat același număr, agentul motociclist de pe șoseaua spre Chalon ar fi observat. Sau, atunci, nu există decât o singură Thunderbird care fusese scoasă din garajul lui Caravai în timpul nopții și adusă dimineața înapoi. În orice caz, se urmărea amestecarea lui Caravai într-o treabă tare urâtă. Dar atunci, de ce să mă imite pe mine mai curând decât pe Anita? Pe mine, cea din urmă persoană care ar fi putut pleca în sud cu această mașină. Înnebunitor. Îmi spuneam, trebuie să fie și o altă explicație. Trebuie să n-am încredere în nimeni. În primul rând, în Caravai însuși. La urma urmei, ca să joace atât de bine rolul meu, pentru a ști cum mă îmbrac și că sunt stângace, precum și identitatea mea completă și multe alte amănunte, trebuie ca falsa Dani Longo să-mi fie foarte apropiată. Dar cui e mai vorbitoare de Zürich? Anita le știe pe toate. Ea e puțin mai scundă decât mine. Nu face chiar în tocmai aceeași impresie,
Dar și ea e blondă și mă cunoaște bine. Ea ar ști să imite unele din gesturile mele, sunt sigură. Chiar și mersul, care e foarte deosebit. Deoarece 15 sau 20 de ani de revoltă împotriva miopiei l-au denaturat de tot. Ea ar ști să imite și felul meu de a vorbi. Anumite ticuri de pronunție pe care trebuie să le am și, cu toate că e foarte greu să imiți glasul cuiva, ea a putut la telefon, la adăpostul zgomotelor de pe fir, să dea cel puțin iluzia de a fi o Dani Longo neobișnuită, în pragul crizei de nervi. În sfârșit, ea îl cunoaște pe Bernard Thor, care fusese împreună cu noi și la vechea agenție unde am lucrat. Cunoștea legăturile mele cu el. Până anul trecut, acesta nu fusese decât un bărbat binevoitor, care îmi făcuse un mare serviciu, cu care ieșeam din când în când la restaurant să văd un film sau să schimbăm câte o glumă în fața unui pahar cu vin. Apoi, într-o seară, m-am săturat să tot fac pe Greta Garbo când mă conducea până la ușă, ca și cum ceea ce nu-i acordam din persoana mea ar fi valorat mai mult decât faptul că se întorcea acasă la el, umilit și puțin trist. M-am urcat înapoi în mașina lui și, de data asta, l-am condus eu pe el. Cred că mai sunt și alte fete în viața lui, dar nu-mi vorbește niciodată de ele. Tot astfel, nici de băieții pe care i-aș putea avea eu. E întotdeauna la fel de drăguț și tot ce s-a schimbat în plimbările noastre e că după cină și un film, după o pălăvrăgeală din fața unui pahar cu vin, continuăm uneori prietenia făcând dragoste, ceea ce e foarte plăcut. Într-o după amiază, la agenție, pe când eram aplecată peste biroul lui, privindu-l cum corectează o machetă de anunț, am pus mâna fără să mă gândesc pe umărul lui. El a făcut un gest care îi se potrivește. Continuând să lucreze, și-a pus mâna stângă peste a mea. A lăsat-o acolo, blândă și amicală, ca și cum o porțiune din noi s-ar fi aflat în altă parte, departe. Deodată l-am dorit într-atât încât am crezut că trecutul este uitat și că-l iubesc de-a binele. Îmi amintesc că i-am povestit toate astea Anitei, precum și alte fleacuri, acum câteva luni, într-o sâmbătă dinaintea Crăciunului. Am întâlnit-o cu o oră mai înainte la eranul de jucării al galeriilor Lafayette. Eram așezate la o masă cu câte o cafea cu lapte, într-o cafenea aproape de operă. Ea a râs și m-a luat peste picior. Bietul meu, purice, eu am trecut înaintea ta prin patul lui Bernard. Știi că îmi dai o idee? Trebuie să-i telefonez într-una din zile. Am simțit prost, dar am râs și eu. Ea a adăugat. Am putea face o partidă în trei, pentru că una în patru nu te atrage. Vedeam în ochii ei, dincolo de râset, că își face rău din adins, că pentru ea trecutul nu se va șterge niciun caz, când va purta întotdeauna aceeași pică. Apoi, ridicând un cot ca pentru a se apăra, pe tocmai acela fandosit care m-a dezgustat întotdeauna, a spus: "Ai să mă bați?" Mi-am luat geanta, pachetele cu cumpărături și m-am ridicat. Ea m-a apucat de braț și mi-a spus cu un obraz descompus, lipit sub machiaj: "Te rog, Dani, nu mă părăsi așa în fața oamenilor. Știi bine că am glumit, nu?" Am așteptat-o. Afară, pe trotuar, fără a-și pierde zâmbetul distins din arondețmentul al 16-lea, mi-a spus cu un glas răutăcios, foarte lămurit: "Scârba dracului de avortatoare, tot ce știi e să lași lumea baltă, nu-i așa? Singurul lucru pe care îl faci e să-ți iei picioarele la spinare, nu?" I-am întors spatele și am plecat. Numai ajuns în metro, când era deja prea târziu, m-am gândit că îi dădusem încă o dată prilejul să aibă dreptate. Seara mi-a telefonat. Cred că era beată și Dumnezeu știe unde. Mi-a spus: "Dani, Dani, draga mea, povestea aceea a rămas atât de departe. Știu că n-a fost din vina ta, să nu ne mai certăm. Să nu crezi că nu mai ești prietenă." Și alte lucruri de soiul ăsta. Desigur, camera mea a fost inundată de lacrimi. Mi era greață de mine ca de o bomboană fondantă. I-a promis că ne vom vedea foarte curând, că vom încheia o pace fără urmă de resentiment, când va cumpăra de Crăciun o sticlă mare cu parfumul nostru preferat. Folosim același parfum, pentru că la 20 de ani am început să mă dau cu al ei. Și apoi vom merge să-l ascultăm pe Beko, la Olimpia. Vom cina după spectacol restaurantul japonez din Montparnasse. Vom face o pace de neuitat, încât 8 mai, pe lângă ea sau vagonul de la Retonde, vor părea o nimica toată. Dar cel mai nimica toată am fost eu, pentru că în următoarele 2 săptămâni, în afara serii de Crăciun, că știam că nu va putea părăsi pe fetiță, m-am întors acasă în goană și n-am mai vrut să ies, de frică să nu scap telefonul ei. N-am mai întâlnit-o decât acum, vineri, 10 iulie, când soțul ei m-a dus să lucrez în casa lor. Dar ia să vedem, de ce m-a dus la ei? Ca să mă taie de restul lumii o noapte întreagă și să poată spune după aceea că nu eram la Auteuil, ci pe Naționala 6. Asta-i. Totul venea să-mi confirme bănuielile. Am rămas singură de la 9 seara până la 2 dimineața. Au avut deci tot timpul, atât unul cât și celălalt, să acționeze în voie.
Anita nu-mi iertase nimic, nu uitase nimic, ci dimpotrivă, îmi plătea cu vârf și îndesat cele întâmplate într-o anumită dimineață de mai, făcând nebuinitor. Făcând ce? Asasinând un cetățean pe care apoi să mi-l arunce mie în spinare? Mărturisind soțului ei, ca să o ajute să se răzbune, că de mult, când aveam 20 de ani, rămânsese o noapte în camera mea, ca să servească drept jalnică jucărie la doi prieteni de petrecere chercheliți, în timp ce eu, care n-aveam destulă putere asupra ei ca să o împiedic, am fugit cât am văzut cu ochii. Și iată că acum luam totul de la capăt. Lacrimile mi-au umplut ochii dintr-o dată, de nestăpânit, și nu mai vedeam șoseaua. Îmi spuneam, pot să plâng acum într-una, oricât, dar a fost din vina mea, e adevărat. Am lăsat-o cu ei, amețită de alcool și de sfidare. Da, știu că sfidarea mi era adresată mie. Aș fi putut să o scot de acolo cu forța, să-i potolesc pe cei doi smintiți, să chem vecinii, orice. Dar tot ce am făcut a fost să fug, având pe deasupra și convingerea că m-am purtat ca o fată cinstită, că sunt un înger pur și luminos într-o lume de porci. Dani Longo, veteta tânguielilor și a conștiinței curate, o iudă roasă de frică. Și totuși, eram moare răspunzătoare pentru ea, numai pentru că eram prietenă? Ei da, merit să fiu pedepsită, pedepsită la nesfârșit. Oprește, mi-a spus maica superioară, oprește! Am oprit dincolo de marginea șoselei, la intrarea în Marsilia. Am așteptat să-mi treacă. La tabloul de bord era mai mult de 1:30. Jean Le Guévin nu mă mai aștepta și va trebui, ca să ajung la gara de autobuze, să străbat din nou tot orașul. Cum să-ți închipui că Anita a putut să asasineze pe cineva? Cum să-ți o imaginezi pe șosea jucând această sinistră comedie? Se vede că mi-am pierdut mințile de tot. Chiar gândindu-mă, atât cât poate face un copil întârziat ca mine, nimic nu stătea în picioare. Cum să admiți că cei doi caravai, având un cadavru de ascuns, l-au așezat ca să se dezvinovățească tocmai în portbagajul propriilor mașini? De altfel, femeia care jucase rolul meu trebuie să fi fost cu adevărat rănită la mâna stângă, deoarece a fost nevoie să fiu și eu rănită ca să-i semăn. Iar Anita nu era rănită. Cum să admiți? Mai cu seamă, am să mă împiedic tot timpul de asta, că a putut să aleagă tocmai seara de vineri și locul precis unde să joace rolul meu, în timp ce nici eu singură nu știam că voi fi acolo a doua zi. Puteam tot atât de bine să arunc vina asupra lui Bernard Thor sau asupra altui iubit pe care l-am avut, întors acum să trăiască în țara lui, de cealaltă parte a planetei. Sau, de ce nu, chiar asupra aceluia pe care îl iubesc acum. Pe oricare din acești trei domni ai Daniei Longo. Sau chiar pe Filip, care era al patrulea, deși rău intenționat. Sau pe vecina de palier, vrea să se extindă și mă elimină. Sau pe o redactoare a agenției. Este ceva mai puțin mioapă decât mine, dar ține de sigur să fie singura. Sau pe toți aceștia împreună. Erau sătui de Dani Longo și atunci au făcut o asociație. De ce nu, la urma urmei? Rămâne însă o singură soluție. Singura care rezista până la capăt. Dar pe aceea nici o primeștie. Nici nu îndrăzneam să o iau în considerație. Mi-a trebuit încă o după amiază și o seară întreagă ca să mă conving că eram prinsă în cleștele ei. Aveam o întârziere de 40 de minute când am ajuns la gara de autobuze, după ce am întrebat care e drumul pe toți trecătorii pe care eram gata să-i strivesc la locurile de trecere. Marsiliezii sunt oameni foarte cum se cade. Mai întâi că nu te înjură mai mult ca alții dacă vrei să treci peste trupurile lor, dar în plus își dau o steneală să se uite la numărul de înmatriculare și, dacă văd că e un 75, Paris, îți spun că desigur nu trebuie să fie prea pretențioși și îți fac semn cu arătătorul la tâmplă. Așa, dar fără răutate sau dușmănie, numai ca să facă ceea ce crede ei că trebuie. Iar dacă, în clipa aceea le spui, m-am rătăcit, nu înțeleg nimic din porcăria voastră de oraș, sunt stopuri peste tot care mă pândesc cu dușmănie, iar eu caut gara rutieră de la Saint-Lazare, dacă există așa ceva. Atunci te compătimesc, dau vina pe Sfânta Fecioară pentru necazurile tale și se adună o duzină întreagă să te informeze. Luați-o la dreapta și apoi la stânga și când o să ajungeți într-o piață cu un arc de triumf, atenție la troleibuz, sunt niște ucigași. Sora soției vărului meu s-a lipit de unul și acum e ea lipită sub piatra mormântului de familie și aflându-se în cimitirul de la Cane, e prea departe ca să-i se aducă flori. Zâmbetul Gips, împotriva oricărei așteptări, nu plecase. Stătea în picioare, departe de pompele de motorină, sprijinit de spatele unui camion, care probabil că era al lui, adăpostindu-se după o pată de umbră, vorbind cu cineva ghemuit lângă o roată. Purta o cămașă albastră, decolorată, deschisă la piept, un pantalon care și el trebuie să fi fost albastru și o șapcă roșie împătrate. Cu calota înaltă, cu un cozoroc neînchipuit de lung, foarte modern.
Gara rutieră părea o stație de benzină, ca și celelalte, poate ceva mai încăpătoare, tixită de camioane. Am cotit în unii drept, m-am oprit scurt la soare, lângă zâmbetul Gibbs. Mi s-a adresat liniștit, fără bună ziua, fără nimic. Știți ce o să facem? Micul Paul va pleca înainte cu camionul și noi doi o să-l ajungem din urmă pe șosea. Astfel, mă veți lăsa să conduc puțin tocătoarea dumneavoastră de kilometri. Și acum, fără nicio glumă, suntem în întârziere. Micul Paul era cel ce verifica presiunea cauciucurilor, colegului de cabină. Când a înălțat capul să mă întrebe de sănătate, l-am recunoscut numai decât. Fusesem împreună la Joanie. Am coborât din mașină. Am avut o mică șovăire din cauza cadavrului din portbagaj, de care nu voiam să mă depărtez și a cărui duhoare mi se părea că o simt acum când mă oprisem. Șovăiala mea, cu toate că foarte scurtă, a fost de ajuns să-l facă pe Jean cu somnia să-și piardă zâmbetul. M-am apropiat, am rămas nemișcat în faza lui câteva secunde și atunci el a întins mâna dreaptă, mi-a mângâiat obrazul și mi-a spus: adevărat că trebuie să fie mare beleaua pe care o aveți. Ați avut timp să mâncați ceva? I-am răspuns făcând nu din cap. Mâna i s-a mutat pe părul meu. Era mult mai înalt decât mine, cu nasul puțin ciudat, cum e cel al boxerilor, ochii întunecați și atenți. Diceam că era un om altfel de cum eram eu, puternic, potolit, într-un acord acceptabil cu viața. Și numai după atingerea mâinii și după zâmbetul recăpătat, ziceai că era bun. Nu era vorba potrivită, dar altfel nu știu să spun. Un om, ce mai atâta vorbă, cu o șapcă de o formă de necrezut, cu carouri roșii. I-a spus micului Paul, mâna i-a coborât pe umăr. E în regulă, pe curând. Și dacă la nu știu ce pod nu l-am ajuns, atunci să ne aștepte. Mi-a înconjurat umerii cu brațul, ca și cum i-aș fi fost prietenă de o veșnicie. Am trecut strada și am intrat într-o cafenea, unde mai mulți șoferi de camion își terminau dejunul. Cei mai mulți îl cunoșteau pe zâmbetul Gibbs. A strâns mai multe mâini, s-a oprit să răspundă unuia și altuia care vorbeau de încărcătură, de prețul pe tonă, de supraîncărcare, tot lucruri pe care nu le înțelegeam. Nu mai ținea încă cu brațul pe după umeri și vedeam în ochii celor cu care vorbea, atunci când mă priveau. Eu dădeam afirmativ din cap, cu aerul cuiva care pricepe perfect toate aceste probleme, că se înțelege de la sine că eram a lui. Și cred că, într-un fel oarecare, nu-mi displăcea. Sunt o zănatecă prosclavagistă. Îmi închipui că lucrul cel mai plăcut de pe lume e să aparții cuiva. Ne-am așezat aproape de o fereastră care dădea spre stradă, unul în fața celuilalt, iar eu puteam să văd o parte din Thunderbird în spatele camionului său și să supraveghez ca nimeni să nu se apropie de portbagaj. Acum nici nu mai îmi păsa. Mă simțeam bine. Doream atât de mult să mă simt bine și să nu mai îmi pese de nimic și totul să nu fi fost decât un vis. I-am spus ceva despre șapcă, ceva despre schioarele franceze pe care le-am văzut la televiziune purtând asemenea caschete. A râs și a scos șapca și mi-a pus-o mie pe cap. Am privit în geamul ferestrei cum îmi vine. Am lăsat-o așa cum a așezat-o el, puțin pe spate, pentru că cel puțin de data asta mă găseam nostimă. În jurul nostru, toată lumea părea că mănâncă aceeași mâncare, droburi din carne de vițel, pe care zâmbetul Gibbs le numea ciocârlii fără cap. M-a întrebat dacă îmi place mâncarea. S-a întors spre femeia grasă, îmbrăcată în negru de la teșghea, și-a ridicat arătătorul ca să comande o porție. Nimeni nu va ști vreodată cum prindeam viață în momentele acelea și cum totul se limpezea. Și apoi, deodată, întrebarea: ce aveți la mână? Am vrut să vorbesc eu înainte, ca el să mă fi întrebat. Am vrut să-l întrerup, dar acum era prea târziu. Adăuga apoi sincer: aveați ceva în ziua aceea? Tocmai. M-ați văzut. Aveam bandajul? Vă întreb, este tocmai ceea ce voiam să aflu. Tonul meu plângăreț și fără îndoială, tensiunea pe care o citea pe fața mea, l-au derutat. Cred că s-a străduit cât a putut ca să înțeleagă ceea ce am vrut să-i spun. S-a uitat lung la pansamentul meu murdar de pe masă și a răspuns, așa cum în definitiv era și de așteptat: ce să spun? Cred că dumneata trebuie să știi mai bine. Ceilalți clienți au plecat unul după altul. Zâmbetul Gibbs a cerut un sfert de vin roze pentru mine și o cafea pentru el. Din când în când îmi spunea: dar mănâncă puțin, că se răcește. I-am povestit tot de a fi rapăr. I-am spus că sunt funcționar într-o agenție de publicitate, că patronul m-a luat să lucrez la el acasă, că a doua zi mi-a încredințat mașina și că, dintr-o trăsnăie de-a mea, am ținut mașina 4 zile. I-am povestit toate întâlnirile de pe drum. Perechea de la restaurantul de pe autostradă, vânzătoarele de la Fontainebleau, el la Joanie, bătrâna care susținea că mi-am lăsat mantoul la ea, garajistul și cei doi prieteni ai lui de la stația unde mi s-a zdrobit mâna, motociclistul de pe șosea, patronii de la hotelul Renașterea. I-am povestit totul, în amănunt, întocmai cum s-a întâmplat.
Nu i-am vorbit însă de cadavrul din portbagaj, nici de Philip Filandry, deoarece nu era folositor și mă stânjenea. Mi-am oprit povestirea la Chalon-sur-Saône și pe urmă, nimic. M-am dus la Cassis și am luat o cameră la hotel. Mănâncă puțin. Nu mai mi-e foame. S-a oprit și m-a privit îndelung. Îmi suceam furculița prin farfurie și nu duceam nimic la gură. Și a aprins o țigară. A treia sau a patra de când îi vorbeam. Nu mai era mult până la trei. Nu s-a uitat nicio singură dată la ceas. E un băiat subțire, zâmbetul Gibbs. Mi-a spus ceva mai înainte. Nu știu despre ce venise vorba, că nu era înzestrat pentru gândire. Că dacă știa să scrie și să citească, era și asta o mare ispravă, că n-a terminat învățământul primar. Tot lucru de soiul ăsta. Dar pe urmă am văzut că nu trebuia nimic exagerat. Când a deschis din nou gura, descoperise singur foarte bine ceea ce fusese denaturat din povestea mea. Un lucru nu înțeleg. Acum s-a terminat totul, ești liniștită, atunci de ce atâta îngrijorare? Aș vrea să știi, asta e tot. Dar de ce? S-ar putea ca într-adevăr cineva să-și bătu joc de dumneata. Eu, în niciun caz. Dar de ce atâta osteneală? De ce să scormonești cerul și... Dar nu mă ostenesc deloc. Nu spune asta. Ai telefonat la Joanie și ai venit până aici numai așa pentru ochii mei frumoși? Eu aș vrea să fie așa, după un timp. Spune-mi mai bine ce încurcătură ai. Haide. Am ridicat din numeri și n-am spus nimic. Văzând că nu mănânc, m-a amenințat că, dacă continui astfel, într-o zi am să zgârii baia cu oasele și mi-a comandat o cafea. N-am mai vorbit deloc, până ce femeia negru ne-a adus-o. Atunci i-a spus ei. Ascultă, Ivon, încearcă să obții la repezeală 2.20 la Joanie și după aceea îmi dai socoteala că altfel prindem rădăcini aici și micul Paul a plecat înainte. Ea a răspuns. O, oh, ce păcat! Apoi încă un lucru de înțeles cu privire la o plimbare la aer curat și s-a îndreptat spre telefon. L-am întrebat pe zâmbetul Gibbs de ce a chemat Joaniul. Mi-a venit o idee. Garajistul dumitale, polițistul motociclist, sunt numai vorbe, vânt. Chiar și fișa aceea de la hotel, la Chalon, e tot nimic, pentru că n-a fost scrisă de mâna dumitale. Puteau să-ți povestească orice, dar mantoul lui tat în ajun la bătrână, la Deux Soirs les Avalon, e ceva pipăibil. Există. Cu asta trebuia început. O să știm noi îndată dacă e al dumitale. Și dacă e al dumitale, atunci am să spun că ești cineva care vorbește vrute și nevrute. I-am luat piuitul. Vorbea repede, limpede. Îl simțeam puțin iritat, fără îndoială că era dezamăgit de faptul că îi ascundeam ceva. L-am întrebat atunci pe un ton tânguitor care merita să fie auzit. Vrei să spui că ți închipui? Nu, e de necrezut. Că ar fi posibil ca femeia aceea de pe șosea să fiu într-adevăr eu? Crezi că te mint? N-am spus că minți. Sunt sigur că nu. Atunci crezi că sunt nebună? Nici asta n-am spus. Dar am doi ochi și te observ. Ce vârstă ai? 24, 25, 26. La 26 de ani nu bați câmpii. Dă-i mult? Nu, nici nu te-ai atins de roze. Atunci ce? În ziua când te-am văzut, nu trebuia să fi fost mare filozof ca să observ că aveai necazuri. Probabil că acum stai și mai rău. Asta-i tot. Nu voiam să plâng. Nu voiam. Închideam ochii, nu-l mai vedeam. Înstrângeam ploapele cât puteam de tare. Tare de tot. Plângeam totuși. El mi-a spus cu un glas plin de îngrijorare, plecându-se peste masă. Vezi, nu te mai țin nervii. Ce se întâmplă? Dacă te întreb, știi bine că nu fac ca să te las baltă. Vreau să te ajut. Spune-mi ce se întâmplă. Nu sunt eu femeia aceea. Eu eram la Paris. Nu eram eu. Am redeschis ochii. L-am văzut printre lacrimi cum mă privea, necăjit, atent și apoi, fie ce-o fi, trebuia să o spună. N-aveam decât să o iau cum voiam. Ești foarte drăgălașă, foarte frumoasă. Îmi place mult, dar nu există trei soluții, numai două. Ori era într-adevăr altcineva, ori dumneata. Nu înțeleg cum. Ar fi fost posibil, dar dacă te străduiești atât ca să fii sigură că era altcineva, înseamnă că nici nu ești atât de convinsă în fond că nu erai dumneata. Fără să mai stau pe gânduri, i-am tras una pe obraz cu mâna stângă. Noroc că și-a ferit capul și nu l-am ajuns. Am continuat să plâng cu hohote puternice, cu capul în mâini, sprijinită pe masă. Sunt o zărghită foarte pătimașă. La telefon a venit patronul barului din Joanie. Jean s-a prezentat și a întrebat dacă Sardeau a plecat. Sardeau plecase. A mai întrebat dacă erau acolo alți șoferi de camioane care veneau de la Marsilia. Nu mai era nimeni. Atunci a spus, ascultă, Teo, vrei să cauți în anuarul tău numărul unei cârcium din Deux Soirs les Avalon și să mi-l dai? Și către mine, care țineam un ascultător la ureche. Cum îi cheamă?
Cei de la stația de benzină au vorbit de o familie Paco. Cred, Paco. Patronul Joani a găsit numărul. Zâmbetul Gibbs i-a spus că e un om cum se cade. Salutare! Și a chemat numai decât la De Soir les Avalon. A trebuit să așteptăm legătura 20 de minute, bând încă o cafea în deplină tăcere. La aparat era o femeie tânără. Zâmbetul Gibbs a întrebat-o dacă mai avea mantoul care fusese uitat la ea. Mantoul doamnei blonde cu un bandaj la mână? Sigur că l-am. Cine sunteți dumneavoastră? Un prieten al acelei doamne care se află lângă mine. A mai trecut odată sâmbătă seara pe aici și a spus soacrei mele că mantoul nu e al ei. Ar trebui să se lămurească. Ei, acum nu vă mai enervați. Spuneți-mi mai curând cum arată. E alb, dintr-o stofă mătăsoasă. E un mantou de vară. Așteptați o clipă. A dus să-l caute. Zâmbetul Gibbs și-a petrecut din nou brațul în jurul merilor mei. În spatele lui, prin fereastra restaurantului, vedeam Thunderbird-ul nemișcat în bătaia soarelui. Adineori am fost la toaletă să-mi stropesc obrazul cu apă, să mă pieptăn și să-mi refac puțin machiajul. Îi dădusem lui Gibbs înapoi cascheta în carouri, care acum se afla în fața noastră pe tejghea. Femeia cea grasă, în negru, cotrobăia în sus și în jos prin sala goală, ștergând mesele și ascultând pe furiși tot ceea ce vorbeam noi. Alo! E alb și e căptușit cu un material cu flori mari, a spus femeia de la celălalt capăt al firului. Are un mic guler ofițeresc. Înăuntru e o etichetă a firmei Frank Fee, strada Passy. I-am arătat lui Gibbs, cu o mișcare plictisită a capului, că mantoul ar putea fi într-adevăr al meu. Mi-a strâns un număr ca să-mi dea curaj. Apoi a mai întrebat. În buzunare e ceva? Domnule, nu mi-am îngăduit să mă uit. Ei bine, uitați-vă acum. O tăcere. Femeia aceea nevăzută mi se părea foarte aproape. Îi auzeam respirația și foșnetul unei hârtii. E un bilet de avion Air France. În sfârșit, ceea ce a mai rămas din el. E ca o copertă de carnet, înțelegeți? Iar foile din interior au fost smulse. Numele scris pe el este Longo, domnișoara Longo. Un bilet de la Paris? Paris-Orly, spre Marsilia-Marignan. Are o dată? 10 iulie, la 20 și 30 de minute. Sunteți sigură? Doar știu să citesc. Asta e tot? Nu, mai sunt și alte hârtii, bani și un lucru de copil, o jucărie. E un mic elefant roz, apeși de desubt și se mișcă pe sfori. Un mic elefant, da. Mă lăsasem cu toată greutatea pe tejghea, iar zâmbetul Gibbs mă susținea cât putea. În același timp, îi făceam semne cu mâna pansată să continue, că trebuia să continue și că mă simțeam bine. Așa că a întrebat, celelalte hârtii ce sunt? Dar ce, nu-i de ajuns ca să-și recunoască mantoul? La urmă urmei, ce vreți? Îmi răspundeți, da? Celelalte hârtii sunt de toate felurile. Nu știu. E o factura unui garaj. Ce garaj? Vincent Coty, Bulevardul Raspei, la Avignon, 723 de franci. E datată tot din 10 iulie. Mașina reparată este de o marcă americană, pe care nu știu să o citesc. Numărul mașinii este 321-0RX75. Zâmbetul Gibbs și-a întors mai întâi privirea spre fereastră ca să se uite la numărul Thunderbird-ului, dar de unde eram noi nu putea fi văzut și m-a întrebat din ochi. Am făcut semn că acesta era și am pus ascultătorul la loc. Nu mai voiam să mai ascult. Am reușit să ajung până la un scaun și să mă așez. Ceea ce s-a mai întâmplat după aceea e destul de tulbure în memoria mea. Mă simțeam ca golită pe dinăuntru. Zâmbetul Gibbs a mai vorbit timp de câteva minute la telefon, dar nu cu femeia, ci cu un automobilist, un german, cred, care trăgea acolo un păhărel împreună cu familia în cursul unei opriri. Zâmbetul Gibbs se chinuia să se facă înțeles. Mai târziu a venit în fața mea și mi-a cuprins obrazul între mâini. Treceam numai printr-un moment de absență. Am încercat să-i zâmbesc. Vedeam că acum era mai convins. Mi se părea că-l cunosc de foarte multă vreme. Și pe grăsana aceea, negru, din spatele lui, care nu scotea nicio vorbă. Băiatul mi-a spus, mă gândesc la un lucru. Cineva a putut intra la dumneata în timp ce nu erai acolo și ți-a furat mantoul. Era acolo? Am clătinat din cap. Nu mai știam. Zâmbetul Gibbs spunea că nu era înzestrat pentru gândire, dar eu ar trebui să încetez să mai împovestesc năzbâtii. Pe ușa mea din strada Grenelle se aflau două broaște, iar ușa era foarte solidă. Nu se putea pătrunde la mine fără să fărâm cu toporul și să trezești toți vecinii. Ideea era valabilă pentru mantou, dar și pentru telegrama către Maurice Cobb. Trebuia să încetez să mai ocolesc adevărul. Ce oră să fi fost? Ce oră era acum? Mă plimb dintr-o odaie în alta, în casa aceea în care, de fapt, începuse totul. Umblu, mă învârtesc în jurul camerelor. Din când în când, dau deoparte perdea unei ferestre și mă uit la punctele luminoase din noapte. La un moment dat, am încercat chiar să le număr. Altădată,
cea mai mare parte din timp, rămâneam întinsă pe o canapea de piele, cu pușca în brațe, lipită de mine, la lumina unei lămpi ce ardea în vestibul. Maica superioară nu mai spunea nimic. Nici eu nu îmi mai spun nimic. Îmi repet numai cântecul acela de pe vremea când eram mică. Păr deschis, ochi întunecați, suflet negru, rece-i țeava puștii mele. Mereu, mereu. Dacă vine cineva să mă aresteze, am să lochesc liniștită din semi-întuneric. Am să țintesc la cap. Oricine ar fi. Doar o flacără. Totul e limpede. Voi încerca să o omor dintr-o lovitură, ca să economisesc gloanțele. Ultimul va fi pentru mine. Voi fi regăsită eliberată, cu ochii goi deschiși asupra vieții mele adevărate, în taiorul alb, pătat cu roșu, plăcută, curată și frumoasă, cum aș fi vrut să fiu întotdeauna. Îmi voi fi acordat un răgaz de sfârșit de săptămână ca să fiu altcineva și asta e tot. Nu izbutisem, pentru că nu izbuteam niciodată nimic. Niciodată nu ți-a atingi țelul. Am înaintat foarte repede pe un drum pe care el știa pe din afară. Era neliniștit și, desigur, destul de încurcat de acea convorbire telefonică cu De Soir les Avalon. Dar ghiceam în același timp la el și plăcerea de a conduce o mașină nouă, o bucurie simplă, copilărească, iritantă. Își pusese din nou pe cap șapca roșie în garouri, conducea aproape tot timpul cu toată viteza, cu reflexe bune și hotărârea precisă a unui profesionist. În timpul unei treceri printr-un oraș, cred că Salon, a profitat de faptul că a trebuit să încetinească pentru a scoate o țigară din buzunarul cămășii. Mi-a vorbit câte ceva, nu despre Pardesiu, nici despre aventura mea, ci de el, de copilărie, de ocupația lui, fără îndoială că o făcea ca să mă ajute să uit un timp ceea ce mi se întâmplă. Am aflat că e născut din părinți necunoscuți, că a fost primit la asistența publică, iar apoi, pe la 10 ani, luat să fie crescut de o țărancă din împrejurimile Nisei, pe care o numea mamă. Părea să aibă pentru ea o adevărată venerație. Avea o fermă mai sus de Puget-Tenier. Cunoști cumva locurile? Mă simțeam tare bine acolo. La moartea soțului aveam 11 ani, ea avându-o totul și astfel mi-am început eu viața. Mai întâi am avut un Renault vechi, cu care căram apă minerale la val. Ca să câștigi un ban, trebuia să faci drumuri cu nemiluita și tot nu ieșeam la socoteală. Da, știi, am eu aerul cam flușturatec, dar când e vorba să muncesc din răsputeri, nu mă dau înapoi. Acum am camionul Somia și un altul Berlier, care lucrează în Germania, condus de un prieten de la asistență, unul care mi-e ca un frate. Și-ar lăsa mâinile tăiate, una câte una pentru mine, și tot n-ai putea să scoți de la el o vorbă împotriva mea. Se numește Baptistin L'Aventure și el vrea să fie cineva. Ți-am spus, am hotărât să devenim amândoi miliardari. El crede că așa am duce-o mai bine. Mergea din nou cu 160 la oră. Tăcea. Mai târziu l-am întrebat. Jean Le Guévin e un nume breton? Și de unde? Sunt născut în Aveyron. Am fost găsit ca în cele două orfeline, pe treptele unei biserici. E un nume care mi-a fost dat. A fost luat dintr-un ziar oarecare. Dar pe mama dumitale adevărată, n-ai regăsit-o niciodată? Nu, nici n-am căutat-o. Și la urma urmei, cum să afli cine te-a făcut și pe urmă te-a părăsit? Toate sunt niște povești. Și acum nu-i porți pică? Cui? Ei? Ca să ajungă să-și părăsească copilul, bănuiesc că a avut și ea niște încurcături. Și apoi, principalul e că exist și ea mi-a dat această existență. Sunt mulțumit așa cum sunt. N-am mai vorbit deloc până la podul acela cu mai multe benzi, de pe Durance, pe unde trecusem în ajun cu Filip. Somia ne aștepta acolo, în plin soare, tras la marginea șoselei. Zâmbetul Gibbs a acoperit mașina în spatele camionului și apoi am coborât. Micul Paul adormise pe banchetă, în cabină. Deșteptându-se la zgomotul portierei deschise, i-a zis lui Gibbs, săracul de tine, n-o să izbutim în ruptul capului să încărcăm în seara asta la Pont Saint-Exupéry, iar mâine totul va fi închis. O să ne descurcăm, i-a răspuns zâmbetul Gibbs. Facem noi 40 de kilometri până la ora 6 și apoi am să le strecor un bacciș ca să rămână ceva mai târziu. Nu-ți mai face griji, culcă-te la loc. M-a lăsat pe marginea șoselei, lângă mașină, spunându-mi. Am vorbit cu un turist adinauri, la cafeneaua din De Soir les Avalon, să coboare cu Pardesiul dumitale. Socotea că va fi pe la Pont Saint-Exupéry în jurul orei 9:30, și am dat întâlnire într-o cărciumă. Dacă ești de acord, după ce am să termin de încărcat, aș putea să te regăsesc pe aici, la Avignon. De acord? Nu mai mergi la Paris? Ba da, am să aranjez cu micul Paul. Voi găsi cu siguranță un prieten cu care să-l ajung din urmă ceva mai departe. Poate că nu ți-e pe plac să rămâi pe aici, până seara. Am clătinat din cap, în semn că nu. Mi-a dat deci întâlnire la Avignon, într-o braserie din fața gării, la ora 10:30. Mi-a vârât cascheta în mâini, ca în felul acesta să nu uit de el. Hai să vezi, totul se va lămuri. L-am privit îndreptându-se spre camion. Avea o pată mare de nădușală pe spate, o pată mare de un albastru ceva mai închis decât restul cămășii. L-am ajuns din urmă și l-am apucat de un braț.
Nu prea știam ce voiam să-i mai spun. Am rămas în fața lui ca o idiotă. Atunci el a clătinat din cap și mi-a mângâiat obrazul, cum ai făcuse și la gara rutieră. Mi-a spus, stând cu fața lui negricioasă în bătaia soarelui. La 10:30, deci. De acord? Știi ce ar trebui să faci până atunci? Să mergi mai întâi la un doctor din Avignon, ca să spună un pansament curat, și apoi să intri într-un cinema, n-are importanță în care, și, dacă vei ieși prea devreme, să intri în altul. Încearcă să nu te mai gândești la nimic înainte de întoarcerea mea. De ce te porți atât de frumos cu mine? Vreau să spun că nu mă cunoști. Îți încurc toată munca și totuși ești atât de drăguț. De ce? Nu-ți dai seama cât ești de fermecătoare. Și apoi, ai o caschetă grozavă. Mi-am pus-o pe cap. După ce camionul a dispărut din fața mea, departe, pe șosea, am coborât cozorocul cu dosul palmei bandajate și mi-am făgăduit să scot la lumină toată povestea asta, într-un fel sau altul, încă înainte de a-l revedea. Și apoi, Dumnezeu mi-e martor. Îl voi ajuta să devină miliardar împreună cu Batistan la Venture, chiar dacă va trebui să fac pentru asta ore suplimentare tot restul vieții mele. Avignon. Soarele îmi arde într-una ochii. Am văzut redute crenelate, o deschidere spre o stradă lungă, mărginită cu terase de cafenele, unde drapelele arborate pentru 14 iulie formau un tunel multicolor fără sfârșit. Înaintea mea se aflau alte mașini, mergând uneori pe două rânduri. Priveam pe trotoare trecători care își purtau pecetea naționalității pe chip. Germani, englezi, americani cu brațe și picioare de culoarea roșie a cărămizii, cu rochii atât de străvezi încât toate femeile păreau să umble goale și străbăteam între imobile zone de umbră prietenoasă și de lumină orbitoare, încât nu mai știam unde sunt. Maică superioară, unde mă aflu? Am găsit bulevardul Raspei, mergând pe strada aceasta și apoi luând-o la stânga. Am dezlănțuit în spatele meu un concert de claxoane atunci când am vrut să virez. Nu mi-aduceam aminte numele garajului despre care vorbise tânăra aceea la telefon, de la Deux-sur-les-Avalon, ci numai numele bulevardului. Am înaintat vreo 300 de metri, privind cu atenție când pe un trotuar, când pe celălalt. Am zărit firma pe care o căutam deasupra unei marchize vopsite în galben deschis. Vincent Coty, concesionar Ford și orice mărci străine. Alături se afla un hotel, Hotelul Anglia, în fața căruia un bărbat și o femeie extrăgeau, cu mare greutate, valizele dintr-o mașină sport, în timp ce un câine, cu urechile blegite, se oprise din plimbare pentru a-i privi. Am oprit în fața garajului. Un bărbat, aflat sub boltă, demonta o roată. A întors capul, a zărit Thunderbird-ul și, în timp ce coboram, mi-a spus, îndreptându-se pe ambele picioare, cu un puternic accent provençal. O, tot nu merge! Noi cu putință! M-am apropiat de el, cu geanta în mâna dreaptă, cu cascheta pe cap, în taiorul pe care simțeam mototolit, lipit de mine de sudoare, luptând împotriva senzației că eram sleită de puteri, jalnică. Era un om scund, îmbrăcat într-o salopetă cu fermoar, închisă până în gât, cu ochi decolorați, aproape galbeni, și cu spânâncene groase, blonde, foarte stufoase. L-am întrebat, cunoașteți această mașină? Dacă o cunosc, am ținut-o timp de 2 săptămâni și am demontat tot motorul. N-am văzut multe mașini atât de bune, credeți-mă. Da, ce s-a mai întâmplat? Nimic, totul e în regulă. Nu trage? Ba da, trage. Îl cunoașteți pe proprietarul mașinii? Domnul de Villeneuve? Nu prea. Dar de ce? Ar dori o copie a facturii pe care i-ați făcut-o. Se poate? A, bun, vrea o copie? De ce? A pierdut-o pe cealaltă? Vedeți, dumneavoastră, chestiile astea duc de râpă comerțul. Nu se mai termină niciodată. M-a condus de-a lungul garajului, în care lucrau mai mulți mecanici, până la o cușcă cu geamuri, în care stăteau două femei în bluze galbene. Ne-am uitat toți patru într-un registru. Erau cu toții foarte binevoitori, nebănuitori. Una din cele două femei, o brună de vreo 30 de ani, cu niște sâni mari, albi, sub bluza mai mult decât întredeschisă, a înțeles după accentul meu că sunt pariziană. Mi-a povestit că a stat 5 ani la Paris, dar că nu s-a simțit bine acolo, pentru că oamenii sunt ca niște sălbatici. Nimeni nu spune o vorbă cuiva. Am văzut cu ochii mei că un anume Maurice Cobb a lăsat Thunderbird-ul în garaj la sfârșitul lunii iunie, pentru Dumnezeu știe ce fel de pană la colbutor și cutia de viteză automată. A venit să o ridice în seara de 10 iulie, plătind 723 de franci în numerar. Femeia care mi-a vorbit a devenit bănuitoare cea din tâi, atunci când am cerut să-l văd pe acela sau pe aceea care l-a primit pe proprietarul mașinii. Mi-a răspuns cu priviri întunecate și buzele groase. Ce treabă aveți cu Roger? Cereți o factură, nu? O aveți? Atunci? Și mai întâi, cine sunteți dumneavoastră? S-a dus totuși să-l caute. Era un tânăr destul de înalt, de puternic, cu chipul împestrițat cu pete de ulei pe care și le-a șters cu o cârpă murdară.
Își aducea bine aminte de Maurice Cobb, care venise să ridice Thunderbird-ul vineri seara. Da, era pe la 9 și jumătate, poate 10. Telefonase dimineața de la Paris pentru a fi sigur că mașina va fi gata și că va găsi pe cineva la garaj. Dacă am înțeles bine, venea să-și petreacă aici sfârșitul de săptămână. Mi-a spus că avea o casă la Villeneuve. Da, ce altceva ați vrea să mai aflați? N-am găsit nimic să-i răspund. Erau patru în jurul meu, în cabina aceea în care am simțit deodată că lipsește aerul. Femeia brună se uita cu atenție la mine din cap până în picioare. Am rostit, nimic, mulțumesc, și am ieșit grăbită. M-a urmărit cu ochii până ce am străbătut garajul, iar privirile lor mă stânjeneau într-atât, încât voiam să scap de ele cât mai repede cu putință și de aceea nici n-am băgat de seamă un cauciuc lăsat în voia lui sub poartă și am făcut un număr de acrobație marca Dani Longo, un dublu looping și aterizare pe patru labe. Câinele cu urechile blegite din fața hotelului Anglia început să urle ca un nebun după ajutor. La Villeneuve am văzut arcade cenușii, străzi înguste cu pavele mari, curți în care oamenii își ruscau rufele și apoi, într-o piață mare plină de ghirlande cu lampioane, pregătite pentru balul din seara aceea, cortegiul unei nunți. Am tras mașina deoparte la trecerea lui. Mireasa, înaltă, brună, cu capul gol, ținea un trandafir roșu în mâna dreaptă. Partea de jos a rochiei era mânjită cu țarină. Toată lumea părea să fi băut foarte mult. Am trecut prin cortegiu ca să intru într-o tutungerie pe care o văzusem în fața mea, iar doi bărbați m-au apucat de braț ca să mă ducă să dansez la nuntă. Le-am mulțumit și, cum am putut, m-am degajat. Clienții din tutungenie ieșiseră în prag ca să-i dea curaj miresei. M-am pomenit deodată într-o sală goală, în fața unei doamne blonde, înduioșată de propriile ei amintiri, care stătea la casă. Mi-a arătat drumul spre domeniul Saint-Jean, pe șoseaua Bay. Am băut un suc de fructe, am cumpărat un pachet de gitan și am aprins una. Nu mai fumasem de 1000 de ani. Femeia m-a întrebat, sunteți o prietenă a domnului Maurice? Nu, în sfârșit să spunem că da. Văd că v-am împrumutat mașina. Dumneavoastră îl cunoașteți? Pe domnul Maurice? Așa, așa, așa. Bună ziua, bună seara. Uneori merge la vânătoare cu soțul meu. Azi e acasă? N-am știut ce să răspund. Pentru prima dată m-am întrebat dacă necunoscutul din portbagajul Thunderbird-ului era Maurice Cobb sau altcineva. Am clătinat în așa fel capul încât putea să însemne orice. Am plătit, i-am mulțumit frumos și am plecat. M-a chemat înapoi ca să-mi spună că am uitat restul pe teșghea, ca și cascheta, gitanele și cheile mașinii. Domeniul Saint-Jean era un portal din fier forjat, o alee lungă de asfalt roz, o casă mare scundă cu un acoperiș de olane pe care îl zăream printre plantațiile de viță și chiparoși. Pe aceeași șosea se mai afla și alte proprietăți situate cu mult deasupra Villeneuve-ului, ca niște tururi de veghe ale unei fortărețe. Dar n-am văzut pe nimeni, până ce, în timp ce mă aflam în fața portalului, o voce în soarele după amiezii m-a făcut să mă întorc. Nu-i nimeni, domnișoară. M-am dus să mă uit de 3 ori. Era o fată blondă, de vreo 20 de ani, care se apleca din cealaltă parte a șoserei, pe deasupra unui zid de piatră. Un chip destul de drăgălaș, triunghiular, cu ochii de culoare deschisă. Îl căutați pe domnul Maurice Cobb? Da, pe Maurice Cobb. Nu-i aici, mângâindu-și cu arătătorul năsucul ei puțin rotunjit la vârf. Dar să știți că puteți intra, e deschis peste tot. În momentul când mă apropiam de ea, în timp ce își termina fraza, s-a ridicat deodată pe zid, îmbrăcată într-o rochie roz, cu o fustă de culoare nedefinită, largă în jurul coapselor lungi, bronzate, și mi-a întins brațele spunându-mi, vreți să mă ajutați să cobor? Am ajutat-o cât am putut mai bine, prinzând-o de un picior și de mijlocel. A atins pământul cu picioarele ei goale, chiar în fața mea. Era ceva mai mică decât mine, cu un păr lung, însorit, ca în filmele suedeze. Nu era nici suedeză, nici avignoneză, ci născută la Cachan, Sen, studentă la Aix-en-Provence și se numea Catherine, Kiki, Opieu. E să nu începeți cu bancurile, pentru că am auzit de acum toate glumele ce se pot face pe seama numelui meu și asta mă scoate din minți. Mi-a spus toate astea foarte repede, precum și alte multe lucruri. Că taică-su lucra în construcții, ca și domnul Maurice, că era încă fecioară, dar teribil de nimfomană, ceea ce, evident, din punct de vedere psihologic, era o mare bazaconie. Fără să mă lase și pe mine să scot un cuvânt, și apoi se îndreptă spre Thunderbird. A oftat de mai multe ori. Mi-a povestit că se urcase acum câteva săptămâni în mașina aceea, în iunie, cu domnul Maurice. El a lăsat-o să o conducă până la Fort Calquier, pe întuneric, și că, desigur, la înapoiere, avea un simțământ ciudat. În sfârșit, destul de deșucheat. Dar el s-a purtat foarte corect, căci domnul Maurice n-a profitat de împrejurare ca să facă ordine în contradicțiile ei psihologice. M-a întrebat dacă îi purtam pică. De ce? Sunteți prietena lui, nu? Mă cunoașteți? Din nou mă aflam aproape de ea și am văzut obrajii îmbujorându-se.
Mi-a spus, v-am văzut într-o fotografie. Vă găsesc foarte, foarte frumoasă. Să știți că e adevărat. Ca să vă spun drept, eram sigură că o să veniți. Dacă am să vă spun ceva, o să râdeți de mine? În realitate, sunteți încă și mai frumoasă. Era trăsnită. Aveam de-a face cu o trăsnită. Da, ia spuneți-mi în sfârșit, mă cunoașteți? O, trebuie să vă fi văzut venind uneori, cu siguranță. Îmi place mult cascheta pe care o aveți. Mi-au trebuit câteva minute ca să-mi limpezez gândurile și să-mi dau seama cum să mă apropii de ea. În acest timp, m-am instalat la volan și i-am spus să deschidă portalul. L-a deschis. Când a revenit spre mine, am întrebat-o ce făcea acolo. Locuia în timpul vacanței cu mătușa ei, într-o casă care nu se vedea de pe șosea, în spatele colinei. Am întrebat-o de ce era atât de sigură că nu se afla nimeni la Maurice Cobb. A șovăit, mângâierea aceea nasului ei scurt cu arătătorul era probabil un tic, și apoi mi-a răspuns. La urma urmei, nu trebuie să fiți geloasă. Știți doar cum e domnul Maurice. Sâmbătă după masă, condusese până la el pe o altă doamnă care venea de la Paris. O roșcată care apare la televiziune. Aceea care spunea, Maintenant, Madame de la Gaine du Cour. Marite cutare. La Cobb totul era deschis și nu se afla nimeni. Steaua de televiziune plecase. S-a întors ceva mai târziu, dar n-a mai găsit pe nimeni. Atunci a plecat cu adevărat, cu umerii prăbușiți, pe niște tocuri ca picioroangele și cu valiza ei din piele de telespectator într-o mână. Am întrebat. Nu-i niciun personal de serviciu, nimeni? Azi dimineață, când m-am întors acolo, n-am văzut pe nimeni. V-ați întors acolo? Da, mă obseda. Domnul Maurice a venit vineri seara, de asta sunt sigură, doar l-am auzit. Dar mai este ceva care nu-mi dă pace. Da, e cu siguranță o prostie. Ce anume? Ei bine, vineri seara s-au tras focuri de carabină în casa asta. Mă aflam în livada de măslin din spate. 3 focuri. Știu că tot timpul se ocupa de armele lui, dar era mai târziu de 10 și asta m-a neliniștit. Și pur și simplu nu v-ați dus să vedeți ce e? Nu eram sigură în clipele acelea. Ca să vă mărturisesc totul, mătușa mea a fost tânără încă înainte de vremea lui Matusalem și azi, dacă vreau să mă giugiulez și eu cu cineva, trebuie să o fac în mijlocul naturii. Nu prea pare să înțelegeți. Urmăriți vreo idee sau faceți pe femeia nepăsătoare și infailibilă? Nu, înțeleg foarte bine. Cu cine erați? Cu un băiat. Dar ia spuneți, ce aveți la mână? Să nu-mi spuneți că Beco, că mă sinucid. N-am mare lucru, vă asigur. Dar de sâmbătă n-a mai venit nimeni? Știți, nu stau să fac toată vremea pe portăreasa. Am și o viață personală foarte plină. Un obraz triunghiular, ochi foarte albaștri, o rochie roz foarte întinsă pe sânișorii ei ascuțiți, avea în ea o voinciună care îmi plăcea, dar mă întrista, nu știu de ce. I-am spus, ei bine, mulțumesc și la revedere. Să știți că puteți să-mi spuneți Kiki. La revedere, Kiki. În timp ce reveneam pe alea de bitum roz, am văzut-o în retrovizor de sculță, cu părul blond, frecându-și din nou nasul cu arătătorul, cățărându-se apoi pe zidul de pe care o ajutasem să coboare. Cele ce urmează, sfârșitul călătoriei către mine însă, s-au petrecut acum 3 sau 4 ceasuri, nu mai știu precis când. Am intrat în casa lui Maurice Cobb, care era deschisă, pustie, tăcută și familiară. Da, atât de familiară încât am înțeles încă de la ușă ceea ce sunt. N-am părăsit-o. Aștept în beznă, cu pușca în brațe, lungită pe canapeaua de piele, răcoritoare pentru picioarele mele goale. Iar când simt că locul s-a încălzit din nou, îmi caut altul mai rece. Când am intrat, interiorul casei semăna în mod foarte ciudat cu ceea ce-mi rămăsese mie în amintire sau în imaginație despre casa lui Caravai. Lămpile, covoarele cu animale fabuloase din antreu, camera în care mă găsesc, pe toate le cunoșteam. Am văzut apoi, pe perete, un ecran din geam mat și când am apăsat pe un buton electric, a apărut un port de pescari, apoi un altul și încă unul. Erau diapozitivele în culori. Am ghicit că era Agfa Color, pentru că de prea multă vreme am de-a face cu comediile acestea, ca să mă mai pot înșela asupra calității unui roșu. Ușa unei camere, învecinată, era deschisă. Acolo, așa cum așteptam, se afla un pat foarte încăpător, acoperit cu blană albă, iar pe peretele din față, lipită pe o ramă de lemn, fotografia alb-negru a unei fete în întregime goală. O fotografie foarte frumoasă, pe care se vedeau până și porii pielii. Fata nu stătea de curmezișul unui fotoliu, ci în picioare, cu spatele, iar partea de sus a corpului și obrazul erau întoarse spre obiectiv. Nu era Anita Caravai și nici o alta pe care să dau vina. Eram eu. Am așteptat să mă opresc din tremurat. Mi-am schimbat pendelete ochelarii, foarte pendelete, cu degetele ca paralizate și cu o greutate moale, grețoasă, care simțeam că mi-umplea din ce în ce mai mult pieptul. Am verificat dacă era gâtul meu.
umerii mei, picioarele mele, precum și dacă nu era vorba de un montaj. Și în treburile astea mă pricep prea bine ca să mă pot înșela. Și apoi m-a cuprins un simțământ de o certitudine monstruoasă și mi-am dat foarte bine seama că eram eu. Cred că am rămas mai mult de o oră așezată pe patul acela în fața fotografiei, fără să mă pot gândi la ceva, fiindcă după aceea a trebuit să aprind o lampă deoarece se lăsase întunericul. Am făcut atunci un lucru prostesc de care mi-e rușine. Mi-am descheiat fusta și, îndreptându-mă spre ușă unde știam că am să dau de o sală de baie, nu era podită cu pătrate negre, cum credeam, ci cu roșii și portocalii, foarte încăpătoare, cu o oglindă și m-am uitat să văd dacă trupul meu era chiar al meu. O scenă prostească în tăcerea acelei case pustii. Eu, cu fusta căzută la picioare, cu chiloții lăsați, întâlnind deodată propria mea privire, de unde se scursese orice licărire de viață. O privire părind străină în spatele ochelarilor. O privire mai pustie decât această casă. Și totuși eram eu, neîndoielnic eu. M-am îmbrăcat la loc și m-am întors în camera cu fotolii de piele neagră. În trecere am privit din nou fotografia. În măsura în care mai puteam avea oarecare încredere în mințile mele, îmi dădeam seama că aceasta fusese făcută la mine acasă, în strada Grenelle. Am fost luată la jumătatea distanței dintre patul și dulapul meu de haine. Capul mi-era întors cu un zâmbet în care era cu neputință să nu citești duioșia sau dragostea. Nu știu întocmai. Am aprins și alte lămpi. Am deschis mobile și am vizitat etajul. Sus am dat peste un fel de laborator fotografic, iar într-un sertar am găsit alte două fotografii mari ale mele, mai puțin luminoase, printre alte zeci de poze ale unor fete tot goale pe care nu le cunoșteam. Pe fotografiile din sertar nu eram îmbrăcată, ci numai pe jumătate dezbrăcată. Într-una eram cu sânii goi și îmi scoteam ciorapii, așezată pe marginea căzii din baie, cu o privire absentă. În cealaltă, luată din față, cu obrazul ușor înclinat, cu jumătatea de sus a corpului acoperită cu o bluză, pe care am aruncat-o de cel puțin 2 ani, eram dezgolită de la talie în jos. Am rupt în bucățele aceste două fotografii, ținându-le lipite de mine, pentru că nu mă puteam servi de mâna stângă. N-am putut să n-o fac. Cred chiar că m-am simțit mai bine. Apoi, în alte camere, am deschis dulapurile și m-am întâlnit cu mine peste tot. Am găsit combinezoane de ale mele, un plover vechi cu gulerul rulat, un pantalon negru, precum și 2 rochii care erau tot ale mele. Apoi am mai găsit, lângă un pat cu așternutul desfăcut, ale cărui cerceaful era încă pătrunse de parfumul meu, un cercel pe care l-am recunoscut, niște note scrise de mine, o cura bărbătească din piele foarte lată, care însă nu mi-reamintea nimic. Am adunat tot ce mi-aparținea, dar am uitat pachetul Dumnezeu știe unde, pe când coboram, și m-am întors în camera în care mă aflu acum. Pe zid, în fața ecranului luminos, se găsea un rastel de puști conținând mai multe arme. Am observat atunci pe podea, în mijlocul mochetei Bleu-Marin, un dreptunghi mare, cu mult mai puțin decolorat decât restul, ca și cum în locul acela s-ar fi găsit un covor care fusese luat. Pe un scaun, un costum bărbătesc, tot Bleu-Marin, era așezat cu grijă, cu pantalonul de arcuvârșișul scaunului și haina pe spătar. Am scos dintr-un buzunar al hainei porvizitul lui Maurice Scob. Fotografia de pe permisul de conducere mi-a dovedit că era vorba într-adevăr de bărbatul cu umerii obrajilor proeminenți, cu părul lins, care putrezea în portbagajul Thunderbird-ului. Nu aveam despre el nicio altă amintire, iar conținutul porvizitului, pe care l-am scotocit cu grijă, nu mi-a adus aminte de nimic altceva. Am văzut la intrare un telefon. Am scos din geantă hârtiuța unde notasem numărul hotelului lui Caravai, la Geneva. L-am cerut. Mi s-a spus, trebuie să așteptați o oră. Am ieșit. M-am urcat în mașină, am adus-o în spatele casei, lângă un fel de hambar unde se găsea un tractor, niște furci și un teasc mare. Era întuneric și mi-era foarte frig. Tremuram într-una. Totuși, îmi plăcea frigul și eram ținută în picioare de un fel de furie, de îndârjire, de un fel de nerv necunoscut care îmi dădea o mare siguranță în mișcări. Cred că, cu toată zăpăceala ce domnea în capul meu, aveam un foarte ciudat simțământ că judecam bine și repede. Am deschis portbagajul, nu m-am gândit la duhoarea care putea fi înăuntru, nici la durerea care îmi săgeta tot brațul stâng. L-am apucat cu ambele mâini pe omul învelit în covor și am tras de el din răsputeri, până când cea mai mare parte a corpului său atârna afară din mașină. Apoi l-am târât în hambar. L-am așezat în fund, lângă un zid și l-am acoperit mai întâi cu covorul și apoi cu tot ce am găsit la îndemână. Scânduri, coșuri cu papură, scule. Ieșind de acolo, am închis ambele canaturi ale ușii care scârția. Mi-amintesc de acest scârțit, precum și că aveam pușca cu țeava neagră pe brațul drept, că nu voiam să mă despar de ea nici atât cât să închid ușa, că nu voiam să o mai las din mână pentru nimic în lume.
Mai târziu, după ce am adus din nou Thunderbird-ul în fața casei, când totul era tăcut și întunericul se lăsase de mult, telefonul sună pe neașteptate. Mă aflam în picioare lângă un zid, foarte aproape de aparat, cu ochii închiși, cu pușca sprijinită pe brațul stâng, așteptându-mi ultima șansă de a nu mă prăbuși în ghearele nebuniei. N-am avut decât de întins mâna ca să ridic receptorul. Un glas de femeie mi-a spus: "Aveți Geneva, vorbiți." Am mulțumit. Încă mai puteam vorbi. "Alt glas, hotelul Borivaj." Am întrebat dacă doamna Caravai era acolo. Da, era acolo. Apoi încă un glas, mirat, vioi, amical, cel al Anitei. În clipa aceea am izbunit în lacrimi și mai aveam o singură nădejde, sau nevoie de nădejde, mai violentă decât oricare alta simțită vreodată. I-am vorbit Anitei ca și cum aș fi făcut-o înainte de a fi intrat în această casă și chiar cum aș fi făcut-o cu ani înainte, când aveam amândouă câte 20 de ani, înaintea acelei nopți de mai când eu nici n-am încercat să o ajut, în timp ce ea aluneca în brațele unui fel de nebunie, înaintea acelor zori de mai când am găsit-o la mine, hohotind pentru prima dată în fața mea, trezită din beție, strivită de dezgust, în zoria aceea când m-am scuturat de orice răspundere pentru tot ceea ce ajunsese ea să facă. "Dar de ce m-ai lăsat?" spunea ea într-una, ca o rugăciune fără sfârșit. "De ce m-ai lăsat?" Atunci când n-am avut nici cel puțin curajul să o ascult, când am lovit-o cât am putut ca să tac odată din gură și am zvârlit-o afară. I-am spus la telefon Anitei, care nu înțelegea nimic din povestea mea, cerându-mi să repet de 3 ore aceleași fraze, că reținusem Thunderbird-ul din momentul când venisem să lucrez la ea în vila din Montmorency. Îmi răspunse că n-avea niciun Thunderbird, că nici nu știa ce înseamnă aceea și nu izbutea să înțeleagă cuvântul prin telefon. Ceea ce auzea și înțelegea erau hohotele mele și îmi spunea: "Doamne Dumnezeule, Dani, dar unde te găsești? Dani, ce ți s-a întâmplat?" Afirma că nu mă mai văzuse din săptămâna dinaintea Crăciunului, când ne-am certat într-o cafenea din Piața Operei. N-a locuit niciodată în vila Montmorency. "Dumnezeule, Dani, dar nu e vorba de o farsă? Spune-mi că e o farsă și doar bine unde locuiesc." Ea locuia în Bulevardul Mozar. Bulevardul Mozar și de altfel, dacă Michel te-ar fi adus pe tine să bați la mașină la noi acasă, te-aș fi văzut negreșit, aș fi aflat. "Te implor, spune-mi ce se întâmplă." Cred că printre lacrimile și sughițurile care mă împiedicau să răspund, începusem să râd. Da, am râs. Era un soi de râset. Ea era acum răvășită și repeta într-una: "Alo, alo!" Îi auzeam respirația șuierătoare la celălalt capăt al firului. "Unde ești, Dani? Doamne, te rog, spune-mi cel puțin unde ești." "La Villeneuve-les-Avignon." "Ascultă, Anita, am să-ți explic, nu-ți face sânge rău. Cred că totul va trece. Eu..." "Unde spuneai? Unde?" "La Villeneuve-les-Avignon, în Vaucluse, într-o locuință." "Dumnezeule, dar cum, Dani? În care locuință? Cu cine ești? De unde știi că mă aflu la Geneva?" "Trebuie să fi auzit pe la birou, nu mai știu. Trebuie să fi auzit pe undeva." "Spune-mi dacă mai e cineva cu tine și dă-mi la telefon." "Nu mai e nimeni, dar pentru numele lui Dumnezeu nu poți rămâne singură în felul acesta." "Nu înțeleg și pace, Dani." Îmi dădeam seama că și ea începuse acum să plângă. Am încercat să o liniștesc, să-i spun că mă simțeam mai bine după ce auzisem glasul ei. Ea mi-a spus că Michel Caravai trebuia să se întoarcă la hotel dintr-o clipă într-alta, că el va ști ce-i de făcut, că mă vor chema mai târziu, că ea va lua un avion și va veni la mine. A trebuit să-i făgăduiesc că n-am să mă mișc din loc și că voi aștepta până ce mă vor chema ei din nou. N-aveam de gând să aștept pe nimeni, oricine ar fi fost el, dar i-am promis și, când am închis, m-am gândit cu adevărată ușurare că în agitația ei nu-mi ceruse numărul de telefon al casei și că nu va ști cum să mă găsească. Ușa vestibulului unde un tunghi luminos, iar eu în întuneric. Timpul s-a destins ca un arc uzat. Știu că timpul își poate micșora încordarea, o știu bine. Când îmi pierdusem cunoștința la stația aceea de benzină din Deux-Soirs-les-Avalon, cât a durat? De ce secunde? Un minut? Minutul acela a fost destul de lung pentru ca realitatea să se piardă în el. Da, acolo, când mi-am venit în fire, în genunchi pe plăcile de piatră, acela a fost momentul când a început minciuna. Sunt născută pentru minciună. Trebuie ca într-o bună zi să cad și eu în propria mea plasă de minciuni ticăloase. Realitatea? Eu, Dani Longo, l-am urmărit pe un amant care m-a părăsit. L-am amenințat printr-o telegramă. Am luat un avion 3/4 de oră în urma lui. L-am ajuns aici, în această casă, pe când îi se aducea înapoi mașina lăsată pentru o reparație într-un garaj. În cursul certei ce a urmat, am luat din cui una dintre puștile atârnate pe rastelul aflat în această cameră. Am tras 3 focuri asupra lui, din care 2 l-au lovit în plin piept. Apoi, speriată,
N-am mai avut decât un singur gând, să duc cadavrul cât mai departe de acel loc, să-l ascund, să-l fac să dispară. L-am târât apoi până în portbagajul mașinii. L-am învelit într-un covor. Am călătorit toată noaptea căzută într-un fel de stare de prostrație de-a lungul șoselelor naționale spre Paris. Am încercat să dorm câteva ore într-un hotel la Chalon-sur-Saône. Am fost oprită de un polițist motociclist pentru o pană de lumină. Mi-am uitat pardesiul într-o cafenea, aproape de autostrada spre Auxerre. Cu siguranță că din cafeneaua aceea l-am chemat pe Bernard Thor. Apoi, probabil că mi-am schimbat intenția, pentru că nu știam cum să mă descotorosesc de cadavru și pentru că, în orice caz, după descoperirea lui, s-ar fi ajuns ușor până la mine. Am făcut cale întoarsă, pe jumătate nebunită de oboseală și de groază. Fusesem dinainte rănită la mâna stângă. Probabil că în cursul certei cu victima m-am rănit. M-am întors din nou la stația de benzină pe unde trecusem de dimineață, poate fără niciun temei, ca un fel de automat care repetă la nesfârșit același drum din care nu se poate smulge. Acolo, în fața unui robinet al chiuvetei din care curgea apă, ceva s-a prăbușit deodată înăuntrul meu și am leșinat. Și atunci a început minciuna. Când am deschis ochii, 10 secunde, un minut mai târziu, nu mai aveam în cap decât alibiuri pe care le-am închipuit toată noaptea. Am avut probabil cu atâta putere, cu atâta disperare, ca realitatea să nu fie adevărată, încât pentru mine ea încetase să mai fie. M-am agățat de o poveste prostească, scornită de mine de la un capăt la celălalt. Amestecam amănunte imaginare cu cele reale. Ecranul luminos, patul acoperit cu blană albă. Fotografia acelei fete goale exista într-adevăr. Umpleam însă cu o logică de coșmar golul ce se ivise cu dispariția lui Maurice Cobb și tot ce era în legătură cu el. Încă o dată, deci, în fața unei întâmplări cu consecințe prea grele pentru mine, alesesem fuga. Dar, pentru că nu exista cu putință o alta, am ales o fugă, o retragere spre interiorul meu. Da, știu, toate acestea mi se potrivesc. Cine era Maurice Cobb? De ce încă nu-mi pot aminti nimic despre el, dacă acum accept ideea că toate acestea s-au întâmplat? Pe una din fotografiile mele, pe care am sfâșiat-o sus, purtam o bluză pe care nu mai am de 2 ani. Maurice Cobb mă cunoștea, deci, încă mai demult. Venisem fără îndoială de mai multe ori în casa asta. Îmbrăcămintea pe care o lăsasem acolo, cuvintele tinerei fete blonde care locuiește de cealaltă parte a șoselei, îmi dovedesc acest lucru. Și dacă i-am îngăduit acestui bărbat să mă fotografieze atât de goală, este desigur pentru că împărțeam cu el o intimitate ce nu se poate șterge pur și simplu din mintea, din viața cuiva. Nu înțeleg nimic. Dar ce să înțeleg? Știu că nebunia există. Mai știu și că nebunii nu știu că sunt astfel. Asta e tot. Cunoștințele mele se limitează la citirea în diagonală a câteorva săptămânale feminine, la un curs din programul meu de filozofie, pe care l-am uitat de mult. Nu sunt în stare să-mi explic prin ce rătăcire a minții am ajuns aici. Dar ceea ce mi-mi schipui despre fapte nu poate fi foarte departe de realitate. Cine era Maurice Cobb? Trebuie să mă ridic, să aprind lămpile și să scormonesc cu și mai multă atenție toată casa. Fereastra. Dau deoparte perderele ferestrei. Am deodată sentimentul că sunt mai vulnerabilă. Îmi lăsasem pușca pe canapea. E absurd. Pentru că cine poate veni la ora asta? Afară s-a întunecat, o noapte cu cer înalt, străpusă pe alocuri de lumini pașnice. De altfel, cine să mă caute? Doar eu singură sunt plecată în căutarea mea. Zürich. Tot albul acela din jur. Iar eu voiam în același timp să mor. I-am spus doctorului, ucideți-mă, vă rog, ucideți-mă. Dar el n-a făcut-o. Nu poți târâ după tine ani de zile o asemenea povară ca certitudinea vinovăției, fără a ajunge să te adaptezi la ea, adică să devii nebun. E un lucru sigur. Când a murit Maica Superioară, am fost anunțată prea târziu. N-am putut veni la timp la mormântare și o călugăriță mi-a spus. Au mai fost de anunțat și alte pensionare, mai vechi. N-ai fost singura. Din ziua aceea încetasem să mai fiu unică pentru cineva și de atunci n-am mai fost unică pentru nimeni. Și totuși aș fi putut să fiu pentru un băiețaș. Nu știu de ce. Doctorii nu mi-au spus nimic, dar am fost întotdeauna convinsă că aș fi avut un băiat. Port în inimă chipul lui, ca și cum ar continua să crească. Sunt de atunci 3 ani și 5 luni. Ar fi trebuit să se nască în luna martie. Are ochii negri ai tatălui său, gura, zâmbetul și părul meu blond și cei 2 dinți ai mei cu strungăreață mare între ei, în mijlocul șirului de sus. Știu cum merge, cum vorbește și eu îl omor. Simt într-una cum îl omor. Nu pot rămâne singură. Trebuie să ies, să fug din casa asta. Taiorul mi-e murdar. Am să-mi pun din nou pardesiul pe care trebuie să mi-l aducă Jean Le Guévin. Cu el se va acoperi tot ce-i murdar. Am să țin mai departe mașina. Mă voi duce drept la frontiera italiană sau spaniolă. Voi părăsi țara. Voi folosi banii care mi-au mai rămas să ajung cât mai departe. Hai, dă-ți cu puțină apă pe obraz.
Maica superioară avea dreptate. Trebuia să ridic toți banii de la bancă și să fug numai decât. Maica superioară are întotdeauna dreptate. La ora asta aș și fost scăpată de necazuri. Ce oră e? Ceasul meu s-a oprit. Teaptănă-te! Afară, când aprind farurile Thunderbird-ului, la tabloul de bord este trecut de 10:30. Zâmbetul Gibbs trebuie să mă aștepte. Știu că mă va aștepta. Înaintez pe bitumul aleii. Portalul rămâne deschis. În vale se văd luminile avinionului. Ecouri ale sărbării sunt aduse de adierea din jur. Cadavrul nu se mai află în mașină, nu? Eu are nevoie de un pașaport ca să treci frontiera spaniolă? Să merg până în Andaluzia și să iau un vapor spre Gibraltar. Nume frumoase. O viață nouă, departe. De data asta mă părăsesc pe mine însă. Pentru totdeauna. E acolo. Poartă o veste de piele deasupra cămășii. Stă înăuntru braseriei, în fața unei mese de marmură. Pe banchetă se află un pachet înfășurat în hârtie cenușie, pus de el. Zâmbește când mă vede traversând sala, apropiindu-mă. Să nu mai transmit liniștea mea și altora. Să mă țin bine. Nu ți-ai schimbat pansamentul? Nu, n-am găsit un medic. Dar ce ai făcut? Povestește-mi. Ai fost la cinema? A fost frumos? Da. După aceea am dat o raită și m-am plimbat prin oraș. Mă țin bine. El a încărcat în acest timp 5 tone de legume împreună cu micul Paul. Turiștii germani, care au adus pardesiul, l-au luat cu mașina lor până aici, în fața gării. Le-a luat adresa pentru ca într-o zi să le poată mulțumi în mod civilizat. Te duceau în Corsica. E minunat în Corsica. O mulțime de plaje. Se uită la mine cu privire încrezătoare, așezat în fața mea. Are un tren la 11:05 și se va întâlni cu micul Paul la Lyon. Din nefericire, nu-i mai rămânea decât un sfert de oră. Te-ai ostenit mult pentru mine. Dacă nu voiam, n-aveam decât să nu o fac. Dimpotrivă, sunt foarte mulțumit că te văd din nou. Știi, la Pont-Saint-Exupéry, cărând lăzile mele, m-am gândit mult la dumneata. Acum e mult mai bine. Totul e în ordine. Strâmbă din nas și trage o dușcă de bere. Îmi cere să mă așez lângă el pe banchetă. Aici îmi pune o mână pe brațul stâng și îi simt apăsarea blândă prin mâneca hainei mele. Ai prieteni? Pe cineva pe care l-ai putea anunța? Să-l anunț despre ce? Știu și eu de tot ce se întâmplă. N-am pe nimeni. Singurul pe care aș vrea să-l chem, nu-l pot chema. E cu neputință. De ce? Are soție, o viață a lui. Am jurat de multă vreme să-l las în pace. Desfăcu pachetul adus și îmi dădu pardesiul alb strâns cu grijă. Apoi îmi spuse, s-ar putea ca amintirile dumitale de sâmbătă să se fi încurcat între ele. E un lucru obișnuit când ești obosit. Eu odată, după ce am dormit 2 ore în loc să mă îndrept spre Paris, am luat-o în sens invers. Eram cu Batista în momentul acela. Când s-a deșteptat în culcușul lui, făcusem de acum 100 de kilometri. Și pe deasupra mai susțineam cu îndârjire că fusesem la Paris, că acum ne aflam cu adevărat pe drumul întoarcerii. Încă puțin și el mi-ar fi turtit nasul ca să pună puțină ordine în gândurile mele. Vrei să bei ceva? Nu vreau să beau nimic. În buzunarul pardesiului dau peste biletul de avion Air France, micul meu elefant articulat roz bonbon, 530 de franci într-un plic de salarii, factura garajului de la Avignon, precum și alte hârtii care mi-aparțineau. Zâmbetul Gibbs mă observă și când ridic ochii spre el ca să-i mulțumesc și să-i spun că toate erau într-adevăr ale mele, am citit în ochii lui o prietenie îngrijorată, atentă. În clipa aceea, prin toată zarva braseriei, prin vuietul inimii mele, am auzit din nou, puternică, minunată, vocea Maicii Superioare. Iar Maica Superioară îmi spunea că nu eu l-am ucis pe Maurice Cobb, că nu sunt nebună. Nu, deloc. Dani, că am trăit într-adevăr ceea ce știam. Când mă aflam cu adevărat, prima dată în seara aceea, în acel oraș, unde, deodată, mi se părea că toate lucrurile s-au luminat, iar orchestrele făceau un zgomot arsuzitor. Adevărul despre acest sfârșit de săptămână mi-a părut atât de brusc, încât începui să tremur. Ideile se înlănțuiau atât de repede, încât probabil că mă schimbasem la față. Zâmbetul Gibbs se mira și el fericit. La ce te gândești? Spune-mi. Ce-ți produce o plăcere atât de mare? Nici nu știam cum să explic. Atunci l-am sărutat apăsat pe obraz, i-am luat mâna în mâna mea bandajată și am strâns-o până ce am simțit că mă doare. Dar nu mă doare. Mă simt bine. Sunt eliberată. Sau aproape. Zâmbetul meu înlemni. Mi-a venit ceva în minte, tot atât de orbitor ca și restul. Sunt urmărită. În clipa asta sunt pândită. Trebuie să fi fost urmărită încă de la Paris, pentru ca toată povestea să se poată împlini. Dani, micuța mea, îmi spune Maica Superioară, există o șansă ca să fi fost pierdută din ochi, pentru că altfel ai fi moartă până acum. Cineva ați vrea moartea. Tot n-ai înțeles. Trebuie să-l îndepărtez pe Zâmbetul Gibbs. Să plecăm, vrei? Te însoțesc. Nu care cumva să pierzi trenul.
Mă ajută să îmbrac pardesiul. Mă uit în geantă ca să mă asigur că nu m-am înșelat. Nu, acum nu mă mai înșel. O nouă teamă. Afară, zâmbetul Gibbs mă cuprinde cu brațul lui plin de încredere și mă bate gândul că le expun acelorași primejdi ca pe mine. Nu mă pot împiedica să întorc capul. Mai întâi spre Thunderbird-ul parcat lângă braserie, apoi spre această stradă lungă, dincolo de ziduri, pe unde am venit azi după masă și care acum strălucește toată de lumini. Ce se întâmplă? Nimic. Priveam. Nimic. Simte cum întrec brațul stâng în jurul mijlocului lui și râde. Sala de așteptare a gării. Un bilet de peron. Un tunel subteran și apoi peronul. Mă întorc tot timpul. Călători necunoscuți, chipuri închise asupra propriilor lor griji. E anunțat la un difuzor trenului Gibbs. În depărtare se mai aude muzica balului. El mă ține cu brațul în fața lui și îmi spune: știi ce o să facem? Mine seară voi fi la Paris, într-un hotel la care trag de obicei, în strada Jean Lantier. Vreau să-mi promiți când vei telefona acolo. Îți promit. Ai cascheta mea? E în geantă. Pe marginea ei interioară îmi scrie un număr cu un pix și apoi mi-o dă înapoi. Apoi, în timp ce trenul sosea din spatele meu, fluierând și înaintând de-a lungul peronului, într-un zgomot asurzitor, mi-a spus ceva pe care nu l-am înțeles. Clătina din cap, m-a cuprins pe după umeri și mi-a strâns puternic în mâinile sale mari. Gata. În timp ce dispărea din viața mea, a plecat peste fereastra vagonului ca să-mi facă un ultim semn cu brațul, brun, zâmbitor cum îmi plăcea mie, de acum departe și pierdut. Îmi amintesc de angajamentul pe care mi l-am luat de a ajuta pe el și pe prietenul său, L'Aventure, să devină miliardari. Nu care cumva să pierzi cascheta, își șoptește maica superioară. Iar pentru că te-ai hotărât să nimicești tot ce s-a pus la cale împotriva ta, fă-o repede. Pe trotuar, în fața gării, încep cu biletul acelui avion pe care nu l-am luat niciodată. Îl rup în bucățele, observând fără încetare piața din jurul meu. Îmi repet, ca să mă liniștesc, că probabil mi s-a pierdut vremea de multă vreme. Dar sunt sigură de contrariul. Simt chiar acum mă apasă asupra mea greutatea unei priviri nemișcate, necruțătoare. Ajung la Thunderbird. O voi folosi încă o dată, o ultimă dată. Nu te întoarce acolo, mă imploră Maica Superioară. Străbat străzi iluminate în jurul unor piețe în sărbătoare. Trebuie să întreb din nou care e drumul spre Villeneuve. În retrovizor observ mașinile din urma mea. Mulțimea, muzica mă liniștesc. Atâta vreme cât mă aflu printre alții, nu e nicio primejdie, sunt sigură. Și la Villeneuve e bal. Mă opresc la același bar tutungenie de adunauri. Cumpăr un plic mare imprimat și un timbru. Mă întorc la mașină ca să scriu, în zarva serbării, cele câteva cuvinte ce vor fi necesare în caz că voi muri. Îi pesc plicul și mi-l adresez mie, în strada Grenelle. Îl pun la o cutie poștală din piață. Mi-e teamă, dar nimeni nu mă urmărește prin mulțime. Șoseaua întinsă spre Abi. Acum, la fiecare cotitură, pot vedea două faruri în urma mea. Portarul e tot deschis. Opresc în alee și sting luminile. Farurile trec, se depărtează. Aștept să mi se mai potolească inima. Plec din nou și opresc în fața casei cufundată în beznă. Verific dacă n-am lăsat nimic al meu în mașină. Șterg cu multă atenție volanul și tabloul de bord cu fularul meu. Părăsesc pasărea furtunii, astfel cum am luat-o de la Orly. Cu o teamă ce mă sugurumă și îmi încetinește toate mișcările. Nu intra, Dani, nu intra, mă roagă Maica Superioară. Dar eu trebuie să intru, să distrug cel puțin fotografia aceea lăsată pe perete și să-mi iau înapoi îmbrăcămintea. Ușa. Aprind lampa din vestibul. Așa e ceva mai bine. Îmi dau 5 minute ca să aranjez totul la loc și să ies. Respir. Mă aflu în pragul camerei cu canapea de piele când aud mișcând ceva. Nu urlu. Chiar, dacă aș vrea, tot n-ar ieși niciun sunet din gura mea. Lumina se află în spatele meu și am în față o încăpere în beznă. Pușca, îmi spune Maica Superioară. Ai lăsat-o pe canapea. Dacă el se află în întuneric, n-a observat-o încă. Rămân înțepenită, mută, cu niște picioare de plumb. Un alt zgomot mai apropiat. Dani, Dani, pușca, strigă în mine Maica Superioară. Încerc cu disperare să-mi amintesc locul canapelei în cameră. Lasă-mi cadă geanta ca să-mi eliberez brațul sănătos. Deodată, foarte aproape de mine, simt un suflu, un fel de gâfâit disperat. Trebuie să ajung. Pușca. Eu, Caravai, m-am urcat în mașină și m-am dus la Villa Montmorency. Nu cunoșteam casa. Mi-a deschis Anita. Plângea. Mi-a spus că a tras 3 focuri de carabină într-un bărbat și că poate mai trăiește încă. N-a avut curajul să-l mai privească. Am coborât la subsol. Era o pifniță transformată într-o sală de arme. Erau acolo niște ținte de plută. Pașii îmi erau grei. Sunt un om greoi.
Merg precum vorbesc, cu oarecare încetineală îndărătnică. Lumea să cotește că e vorba de o siguranță de sine. Nu e însă decât ritmul sângerului meu. Astfel curge el prin vine. Am văzut omul întins pe jos și carabina lângă el. Îmi pricep bine la arme. Altădată fusesem un vânător bun. Era o Winchester cu repetiție, calibrul 7.82, cu țeava ghintuită. Viteza de plecare a gloanțelor este de 700 metri pe secundă. Deci, nu mai putea fi viu. Dacă una din cele două lovituri primite le-ar fi nimerit în cap, n-ar mai fi rămas nimic din el. M-am aplecat mai întâi asupra carabinei. Pierdusem orice speranță de a reveni la un trai normal. Nu mai știam ceea ce este normal. Dacă Anita ar fi folosit o armă automată, aș fi chemat neîntârziat poliția. Aș fi făcut în așa fel încât să se creadă că e vorba de un accident. Dar, la Winchester, în afară de garda trăgaciului, se mai află o pârghie de siguranță care eliberează chiulasa. Trebuie să o facă să meargă înainte și înapoi între fiecare foc. Cu siguranță că ai văzut lucrul acesta în filmele western, Danny. L-ai văzut probabil pe frumosul erou al filmului cum și-a doborât porția de piei roșii. Anita a văzut și ea, desigur, cum se procedează și numai așa a știut să pună în funcțiune pârghia de siguranță. A tras de 3 ori și nimeni nu a crede într-un accident. Examina trupul. Îl cunoșteam. Omul se numea Maurice Cobb. L-am întâlnit de mai multe ori în societate. Avea 2 răni în plin piept. I-am deschiat haina de casă ca să le văd. Anita trăsese de foarte aproape. Am ridicat ochii și am văzut locul unde a lovit al 3-lea glonte. Era o simplă zgârietură neagră pe zidul de beton, alături de el. M-am dus și am ridicat o bucată de plumb turtită dintr-un colț al încăperii și am pus-o în buzunar. Anita plângea într-una, cu niște sughițuri prostești. Am întrebat-o de ce l-a omorât pe omul acela. Mi-a răspuns că se săturase de ea și că-i fusese amant mai mulți ani de zile. Îl cunoscuse încă înaintea căsătoriei noastre. Am lovit-o peste față, încât s-a izbit de un perete. Dădea mereu din cap, învălbășită în faldurile juponului și rochiei sale roșii. I-am văzut pulpele desfăcute și un colț al chilotului. Am înfuriat și mai tare. Am apucat-o de păr și de partea de sus a rochiei. Am ridicat-o în picioare și am lovit-o din nou. I-am spus că mă roagă să o las. Am ridicat-o iar și am plăznit-o cu palma deschisă. Am rămas să o privesc multă vreme prăbușită la picioarele mele, cu fruntea lipită de podea. Continua să plângă, cu toate că o amețisem. Am luat-o de sub sori și am obligat-o să urce scara. Îi curgea sânge din nas. Am sprijinit-o până în camera în care dumneata ai bătut după aceea la mașină. Am împins-o într-un fotoliu. Am deschis ușa camerei învecinate ca să caut apă și am văzut, pe un perete, fotografia Anitei goală. Am plâns în picioare în fața acelui perete. Mă gândeam la fetița mea, pentru că viața mea începe și se termină cu această fetiță. Trebuie să mă înțelegi, Dani. De când s-a născut Chia, cunosc în sfârșit o dragoste nețărmurită, neîmpărțită cu nimeni, complet fanatică și am aflat ce este absolutul. M-am hotărât să te ucid, mai ales pentru a-mi apăra fetița. Orice altă explicație n-are nicio valoare fără a o cunoaște pe aceasta. Tot restul a fost pus la cale în funcție de ceea ce știam despre dumneata. Te supraveghez de mult mai multă vreme decât îți închipui. Te supraveghez din ziua în care te-am văzut prima dată la agenție, când ai semnat angajamentul. Păstrezi amintirea, poate neadevărată, că în ziua aceea purtai o rochie de un galben foarte deschis, care semăna cu părul dumitale. Te găseam frumoasă, chiar emoționant de frumoasă. Te uram. Sunt un încornorat foarte informat, Dani. Știu totul despre destrăbălările soției mele dinaintea căsătoriei, în acel mic apartament de pe strada Grenell, în care am intrat acum câteva seri. Îi cunosc pe toți bărbații mai zvelți, mai frumoși decât mine, cărora ea le-a cedat. Știam de bunăvoința cu care îi împrumutai apartamentul ca să o lași să se înjosească. Iată de ce uram și mai mult înfățișarea dumitale de fată sănătoasă care își poartă capul sus. Pentru mine erai o permanentă aducere aminte a tot ceea ce doream să uit. Făceai parte din visele mele monstruoase de gelozie. Erai un monstru. Te priveam întotdeauna pe furiș, Dani. Pe furiș, dar cu lăcomie. Priveam mișcările mâinii dumitale stângi. Am fost întotdeauna de părere că stângacii sunt nebuni, răi și prefăcuți, ca și aceia care își rod unghiile. Probabil că atunci când erai în fața mea, mă bagiocoreai cu un uriaș râs interior, la gândul tuturor ticăloșilor care au distrus-o pe Anita, care au plecat-o în fața lor ca să o terfelească în toate felurile. În realitate, eu eram cel ce nebunea. Fără îndoială că ea mă mai înșela încă și dumneata, desigur, știai. Ea trebuie să-ți fi spus lucrurile dezgustătoare cu care se îndelnicește omenirea și că eu nu sunt decât un molu greoi. Nu-ți puteam face nimic, dar aș fi vrut să ajungi tot atât de decăzută, să fie distrusă perfecțiunea acelor trăsături regulate, a vorbirii, a mersului dumitale. Anul trecut m-a aflat josnică aventură care le întrecea pe toate.
Am întâlnit, Anita și cu mine, foarte târziu, într-un restaurant, un tânăr de vârsta ei, tot atât de subțirel, tot atât de plin de el, așa cum sunt toți. De când o am pe Anita, îi urăsc pe tineri. I-aș zdrobi cu mâinile mele, fără nicio remușcare, dacă faptele mele ar putea rămâne nepedepsite. Pe toți. Sau i-aș forța să se lase tratați de ceilalți bărbați ca niște cocote. Nimic nu mă bucură mai mult ca atunci când aflu de la Anita că un actor, pe care Anita, sau cea mai tâmpită dintre tactilografele agenției, îl găsesc irezistibil, nu-i decât un biet pervertit. Caut să mă conving că pentru a se oferi ca obiect de plăcere cu atâta bunăvoință, toți trebuie să fie la fel. Văzând băiatul, Anita a pălit deodată. Mâna pe care ea i-a întins-o, ca și cele câteva cuvinte ce le-a spus, erau pătrunse de un freamăt. Începusem să mâncăm. Pe el îl vedeam într-un grup, la o altă masă, râzând, agitându-se, aruncând din când în când pe furiș câte o privire spre noi, spre Anita. Am plătit imediat și ce nu mâncasem și am tras-o pe Anita în mașina parcată în strada Quentin Bouchard, aproape în fața cinematografului, unde văzusem mai înainte un film vesel pentru persoane triste și am bătut-o. Mi-a mărturisit astfel cele petrecute în seara aceea, dinaintea căsătoriei noastre, când a băut împreună cu dumneata și cu doi băieți, dintre care unul era cel din restaurant. Mi-a spus că, ieșind din local după miezul nopții, v-ați dus cu toții la dumneata acasă să mai beți un ultim păhărel. Mi-a povestit că la un moment dat, în timp ce se oferea unuia, îl îmbrățișa pe celălalt ticălos, iar acesta încerca să obțină același lucru de la dumneata. Mi-a spus că ai luat-o la înjurături, că ai fugit din propriul dumitale apartament, părăsind-o în mâinile lor. Reperta într-una, plângând, ci știam că nu minte. Îmi pierdusem capul, nu mai știam ce fac. Dani nu bea, nu face dragoste. Se mândrește că n-are niciun defect și că n-are nevoie de nimeni. Dar te lasă baltă și pleacă cu primul prilej. Ea nu s-a gândit nicio clipă la mine. Înțelegi? A plecat, iar eu eram beată, atât de beată. Am așezat-o pe Anita într-un taxi și m-am întors la restaurant. Băiatul era tot acolo. L-am așteptat afară și l-am urmărit după aceea pe Champs-Élysées, ținându-mă la 100 de metri de el. Nu mă vedea și era cu o fată blondă, îndrăgostită, cum sunteți voi toate. A condus-o pe jos la el acasă, în strada La Boétie. Se opreau adesea ca să râdă în fața unei vitrine neluminate sau să se îmbrățișeze ca niște porci sub privirile ultimilor trecători. I-am ajuns în culoarul imobilului în care au intrat. L-am lovit mai întâi pe el, pe urmă pe ea, care n-a avut să timp nici să-și revină din surprindere și să țipe. Am ridicat-o în brațe, leșinată, iar pe el, care se clătina pe picioare amețit, l-am împins în sus, pe scară. L-am amenințat că-i sugrum dacă strigă după ajutor. M-a lăsat să intru, paralizat de frică, într-un apartament mare de la primul etaj. Am așezat fata blondă pe podea și am închis ușa. L-am lovit din nou pe băiat, care începuse să discute. Îl țineam de partea din fața hainei sfâșiate, rezemat de un zid, și loveam cu toată puterea, cu palma deschisă. Apoi, cum era pe jumătate leșinat, i-am dat jos pantalonii odată cu chiloții înflorați. L-am târât cu mine în altă cameră, căutând ceva cu care să-l umilesc mai rău în ochii prietenei lui. Cred că se ruga de mine, spunându-mi, domnule, n-avea nici curaj, nici cea mai mică reacție de apărare. Era o larvă dezgustătoare și se pare că această slăbiciune dezgustătoare a stins mânia din mine. L-am aruncat pe un scaun într-o bucătărie. I-am ridicat capul, ținându-l de bărbie. Îi curgea sânge din urechi și din nas. I-am vorbit. Nici nu mai știu ce i-am spus. În orice caz, el nu mă putea înțelege. Nimeni nu mă putea înțelege. Am întors lângă fată în cealaltă cameră. Și i-am spunea, domnule. I-am astupat gura cu mâna stângă și am sfâșiat toată partea din fața îmbrăcăminții, în picioare, lângă același perete unde îi doborusem iubitul. Mă privea de foarte aproape cu niște ochi imenși, plini de lacrimi. Era blândă și moartă de frică, ca un copil. I-am dat drumul, Dani. Nimeni nu mă poate înțelege. Nu știu cum, dar m-am pomenit la mine în mașină, pe strada Quentin Bouchard, plângând, cu capul pe brațele sprijinite de volan. Nu mai plânsesem decât de două ori din adolescență. În seara aceea și vinerea trecută, lângă fotografia aceea josnică a soției mele. Poți înțelege, Dani? Am aflat în aceeași noapte despre călătoria dumitale la Zürich, precum și alte trădări ale Anitei, de la căsătorie încoace. Totuși, de Cob nu mi-a vorbit. Am rămas multă vreme singur, lângă fetița mea adormită. Apoi m-am îndopat cu somnifere, am dormit un somn plin de prezența fetiței, pe podea, lângă leagăn. A doua zi, am făcut tot ce am putut ca să-l întâlnesc pe tânărul bătut de mine, într-o cafenea din apropierea locuinței lui. Era umflat de lovituri, dar vorbea tare în fața unui biet suc de roșii, fiindcă știa că acum mă temeam eu de el. I-am semnat un cec. Mi-a spus că sunt nebun, că ar trebui să fiu închis. I se zărea râsul între două petice de leucoplast.
M-am umilit, cerându-i să-mi povestească ceea ce se petrecuse cu soția mea în seara aceea de mai. Cel mai îngrozitor e faptul că n-avea decât niște amintiri trunchiate, lipsite de orice interes pentru el. Îmi spunea că, la urma urmei, îi plătesc pentru că s-a culcat cu nevastă mea. Se întreba cu voce tare dacă trebuie să împartă banii cu celălalt prieten. Tot restul zilei nu m-am gândit o clipă la lucrul meu. Îl suceam tot timpul în minte, transpirând din cap până în picioare mărturisirile Anitei. Printre diferiți bărbați, figura cel puțin unul pe care îl cunoșteam și pe care aveam posibilitatea să-l pedepsesc. Îți mai amintești de desenatorul acela, brun, cu înfățișare de toreador, numit Vita, Jacques Vita, și care a părăsit agenția noastră scurtă vreme după ce avusese un accident de mașină? Adevărul e că în seara aceea l-am așteptat și pe el, în fața marii clădiri unde locuia, la Bougival. La început, era ora 7 și soarele, în apus, își oglindea în Sena para razelor strălucitoare. Niște copii, 3 sau 4, au venit să se joace pe lângă mine. Le-am prins mingea în zbor. Am vorbit cu ei. Apoi am rămas singur și orele se scurgeau. Fumam. Mă plimbam ținându-mă departe de un șir de felinare. Era trecut de miezul nopții când Vita a venit în Citroenul lui de 2 SV, singur, și s-a garat într-un parking. Când m-a văzut apropiindu-mă, a înțeles numai decât ce căutam acolo. Nu voia să iasă din mașină și se agăța cu disperare de portieră. Atunci am apucat mașina cu ambele mâini și am răsturnat-o. Au început să se deschidă ferestre în imobilele din apropiere. Se auzeau glasuri vorbind de noapte. L-am tras pe Vita afară, dar el era cu mult mai înfipt ca cealaltă lichea. A încercat să-mi dea lovituri sub centură, dar l-am doborât. L-am ridicat, l-am lovit cu niște palme puternice, trântindu-l pe iarbă, până mi-am dat seama că eram gata să-l omor. M-am întors apoi acasă. În noaptea aceea am dormit tot pe jos, lângă fetiță. După 2 sau 3 zile, l-am primit pe Vita în biroul meu ca să-și prezinte demisia. A refuzat cecul. M-a pus să-i plătesc portiera și o aripă la mașină, dar pentru bătaie n-a vrut să ia nimic. Fusese cu nevastă mea de 5 sau 6 ori într-un hotel din strada Passy. A făcut un gest obscen, spunându-mi că s-a folosit de ea ca de ultima femeie de stradă și că acum nu-l mai interesează. M-auzi, Dani? Mai mult decât pe oricine altcineva, pe dumneata te uram. Mă străduiam să nu te mai privesc în timpul ședințelor de luni dimineață. Mă împăcasem câtva timp cu ideea de a te concedia. M-au oprit însă 2 motive. Îmi trebuia, de ochii colegilor dumitale, pretextul unei greșeli profesionale, pe care probabil că nu puteai să vârși. Apoi, fiindcă ai intrat îndată după aceea la o agenție și mi-ai fi ieșit din nou în cale, ridicată în grad, cu mai multă putere asupra vieții decât ai azi. Am ales, deci, așteptarea. Lunile au trecut. O supravegheam pe Anita. Credeam că o supraveghez bine. Îmi închipuiam că cele câteva zile de care ți-am vorbit au vindecat-o să ne mai facă să suferim. O iubeam. Am iubit-o întotdeauna. Știu ce vorbește lumea din agenție. Că din primul moment a intrat aici ca să rămână însărcinată și să se căsătorească astfel cu patronul. Nimic mai adevărat, Dani. Ea n-are nevoie de nimeni ca să devină bogată și să obțină în societate poziția pe care ar fi dorit-o. Dimpotrivă, ea mi-a respins toate avansurile. Nu interesam. A ieșit de câteva ori cu mine. Mergeam să cinăm împreună. Îi vorbeam de copilăria mea, de frica pe care o aveau de mine ceilalți copii. Încercam să o impresionez prin amintiri care scoteau în relief forța mea fizică. Ea mă găsea pur și simplu prea mare, prea gras și căsca într-una. Când ieșeam din restaurant, care nu-i făcea nicio plăcere, nu mai știam ce să fac cu ea. Nu știu să dansez, nu cunosc niciunul din localurile la modă. O conduceam înapoi la maică-sa, pe Bulevardul Sushi. Apoi luam oricare altă femeie plătită ca să-mi potolesc dorința pe care o aveam de ea. Vreau să mă înțelegi. Prima dată când am văzut-o, am luat-o cu forța, într-o sâmbătă după amiază, când am venit să lucrăm singur la agenție. Niciodată n-am izbutit mai bine, pentru că în ziua aceea a fost concepută Michelle, iar după 8 luni m-am căsătorit cu Anita. Știi că, cel puțin înainte de căsătorie, avea o atracție amoroasă pentru mine, chiar dacă nu era vorba decât de descoperirea că un bărbat de talia mea, de greutatea mea, e diferit de ceilalți. La început, când o primeam la mine, se dezbrăca cu mișcări înfrigurate și ovăitoare. Pe cât era de vioaie și de sigură de ea în restul zilei, arătând în mod vizibil un rar instinct de dominare, pe atât erau de naive și stângace manevrele ei de a mă regăsi în aceea supunere brutală ca la prima noastră îmbrățișare. Toată nenorocirea Anitei constă tocmai în aceasta. E atrasă în mod irezistibil de ceea ce o înfrânge. Taina afecțiunii pentru Maurice Cobb era faptul că o putea strivi fără încetare. Speria, obliga la fapte pe care nu le dorea.
Fotografiile dumitale, Dani, nu sunt decât un palid exemplu, iar el nu se dădea înapoi de la nimic pentru a o menține în puterea lui. Cele două focuri de carabină în pieptul unui om m-au răvășit pentru că reprezentau o amenințare pentru viitorul Michelei și am bătut-o pe Anita în subsolul acela și pentru faptul că mai descoperisem încă un nemernic în viața ei, care mă luase drept ceea ce sunt de fapt, un încornorat. Dar asta a fost tot. Eram fericit că bărbatul murise. Eram fericit că pentru a ne descotorosi de această crimă trebuia să te ucid și pe dumneata. O iubesc pe Anita. O iubesc cu aceeași afecțiune cu care o iubesc și pe vețița mea. Pentru că știu, împotriva părerii celorlalți, că în realitate ea singură e o fetiță nefericită. Te asigur că nu mi-a trecut nicio clipă prin minte și nici nu va trece vreodată ideea de a o părăsi, de a o lăsa să fie închisă după gratii, să îndure singură ispășirea. M-am întors la ea vineri, în camera în care te-am adus mai târziu, încetase să mai plângă. Am vorbit îndelung împreună și am colocit brațele în jurul gâtului meu și a lipit fața de fața mea. Mi-a povestit cu un glas monoton legătura ei cu Maurice Cobb, pe care îl întâlnea uneori după căsătoria noastră și la care se întorcea mereu. A tras în el pentru că avusese pușca la îndemână, în timpul unei certe, pe când el se pregătea să plece la Villeneuve-les-Avignon, unde urma să se vadă cu altă femeie. Din tot ce-mi povestea, nu vedeam cum avea să scape din mâinile poliției. Mi-a spus că la întâlnirile cu Cobb fusese întotdeauna extrem de prevăzătoare, din cauza mea. Se vedeau la el atunci când toți servitorii erau plecați, cum fusese cazul și în acest weekend, și își dădea întotdeauna un alt nume pentru lumea din afară, atunci când era cazul, și anume al dumitale. Iată, Dani, sunt un om greoi la vorbă și în mișcări, dar gândesc foarte repede. În momentul acela era 4:15. Îmi telefonase la birou la ora 3, ca să-mi ceară plângând să vin la Villa Montmorency. Cobb era mor de oră și jumătate. Mi-au mai trebuit câteva minute ca să imaginez, cel puțin în linii mari, combinația care ne-ar putea salva. Cred că te-am făcut să înțelegi destul de bine că de soarta dumitale nu mă îngrijeam. Toate gândurile mele erau îndreptate spre factorul timp. Într-o carte, Alice în Țara Minunilor, timpul este unul dintre personaje. Din clipa aceea, m-am străduit să-mi fac din timp un aliat împotriva dumitale și a celorlalți, fiind preocupat numai de el. La început, m-am gândit să amân pentru cei însărcinați cu ancheta momentul morții lui Cobb, să câștig câteva ore care să-mi aparțină numai mie, ca niște pagini albe pe care să pot scrie un alt adevăr decât cel adevărat. Aceasta presupunea, în primul rând, să nu se poată face o autopsie mai devreme de câteva zile. Trebuia să ascund cadavrul lui Cobb, până ce nu se va mai putea stabili ora morții decât cu aproximație. Pe de altă parte, el trebuia să mai continue să trăiască într-un fel înainte de a muri a doua oară. De aceea am mutat locul crimei de la Paris la Villeneuve. Cobb vrea să meargă acolo. Ei bine, va merge. Între lucrurile lui am găsit un bilet de avion. La Avignon trebuia să scoată Thunderbird-ul lăsat într-un garaj. Telefonase de dimineață, în prezența Anitei, ca să știe dacă mașina era gata. Va trece să o ia. Am cerut să mi se descrie în tocmai casa de la Villeneuve. Anita fusese acolo de 2 sau 3 ori, cu prețul unor minciuni pe care nici nu mă mai lăsa inima să-i le reproșez. Spunea că vila e destul de izolată, dar că pe același drum se mai află și alte proprietăți. Era sigură că dacă se vor trage 3 focuri de carabină, dar de data asta nu în subsolul de beton, ci într-o cameră cu ferestrele deschise, vecinii vor auzi și vor putea apoi depune mărturie. Nici nu-mi trebuia mai mult. Am scotocit repede în camera în care ne găseam, apoi în camera pe care Anita mi-o arătase ca fiind aceea lui Cobb. În acest timp, ideile se înlănțuiau singure. Descopeream simultan personalitatea acelui om, precum și ceea ce aveam de făcut, pas cu pas, pentru a trece răspunderea morții lui asupra cuiva situat la 1000 de kilometri de acolo. Anitei nu i-am spus nimic, căci ar fi trebuit să pierd un timp prețios până aș fi convins-o. N-am pus-o la curent cu planul meu, decât puțin câte puțin, în timpul nopții, pe măsură ce aveam nevoie de ea. I-am spus numai la urmă că și dumneata va trebui să mori. Îi dădeam impresia că acționez cu mare convingere și că mergeam la sigur, ca de obicei. Când am părăsit Villa Montmorency, rămăsese să mai pun la punct unele mici amănunte. Cel mai grav era acela că, în afara împrumutării numelui dumitale de către Anita, în împrejurări destul de confuze, nu te mai lega de Cobb decât un singur fir. Iar în momentul acela nici nu-mi dădeam seama cum putea fi exploatat. Anita, povestindu-mi legătura cu el, mi-a vorbit de unele clișee pe care le făcuse la dumneata, fără să știi, la cererea lui Cobb, cu un aparat care nu era decât un moft amuzant pentru amatorii de miniaturizare și care nu era mai mare ca o brichetă. Mi-a spus că el se ocupa adesea cu acest fel de idioții
și că știa să scoată maximum dintr-o imagine prinsă în condiții proaste. Își amintea totuși că, exceptând un singur clișeu reușit, luat într-o dimineață în plină lumină, când erai fără ochelari și deci putea să îndrăznească mai mult, toate clișeele erau fie întunecate, fie lăsau să se vadă în mod evident abuzul al cărui obiect erai, deci de nefolosit, chiar periculoase pentru planul pus la cale de mine. În plus, Cobb le luase cu el la Villeneuve și Anita nici nu era sigură că le păstrase. L-a întâlnit pe Cobb o singură dată, înaintea căsătoriei noastre. Dar, cu totul din întâmplare, în culoarul imobilului dumitale, în timp ce te întorceai acasă, iar Anita ieșea pe ușă împreună cu el. Cobb s-a interesat destul de mult de dumneata, până să hotărească pe Anita să facă acele fotografii nopțile când rămânea să doarmă la dumneata, din simpla nevoie de a înjosi pe ea. Dar, din câte își amintea Anita, nu i-ai dat nicio importanță. Am lăsat cadavrul lui Cobb în sala de tir pe care am încuiat-o. M-a adunat la el în cameră toată îmbrăcămintea pe care o purtase în ziua aceea. Am păstrat la mine porvizitul lui, împreună cu mai multe hârtii, dintre care o rețetă de digitalină, adresată unui garaj din Avignon, și biletul de avion cu destinația Marsilia-Marignan. I-am dat telefonul la abonați absenți până la sfârșitul weekendului. Am lăsat-o pe Anita în casă, cu cheile lui Cobb, ca să închidă peste tot la plecare. I-am spus că am să te aduc acolo, ca să te țin izolată timp de o noapte, precum și pretextul pe care voi folosi în acest scop. I-am spus să distrugă din sertare, fără alegere, orice ar fi putut da de bănui, cât că locuința nu ar fi fost a noastră. Ea era sigură că știa adevărata noastră adresă, dar mă interesa prea puțin ce vei gândi din moment ce tot urma să fii moartă a doua zi. I-am spus Anitei că îi voi telefona după jumătate de oră, din Bulevardul Mozart. Ea trebuia să se îmbrace pentru festivalul filmelor publicitare, unde hotărâsem să ne ducem. Aveam să-i descriu la telefon felul cum vei fi îmbrăcată în seara aceea, ca să-și pregătească și pentru ea o îmbrăcăminte asemănătoare. Nu înțelegea de ce. Era palidă. Lacrimile i-au lăsat dâre de rimel pe obraz, parcă ar fi fost mânjită. I-am spus că acum trebuia să fie frumoasă, firească și să nu se dea de gol. Mi-am reluat mașina din Bulevardul Tremble, la 50 de metri de poarta lui Cobb, și m-am întors de-a dreptul la agenție. Pe drum, mi-am aprins prima țigară din momentul când plecase. Acum era aproape de ora 5. La birou am căutat să scap de Michet, care voia să-mi arate cu orice chip o serie de anunțuri. A fost bunul de tipar cel mai ușor obținut în toată cariera lui de incapabil. L-am împins pur și simplu afară din cameră. Am luat un orar aerian din sertarul biroului meu. Am notat orele de plecare și sosire de care aveam nevoie în cursul nopții. Am chemat secretara prin interfon și am cerut să trimită la mine acasă, seara, după bilete de avion Swissair în direcția Geneva, cu decolarea a doua zi la ora 14. I-am mai cerut să pună la punct dosarul Milka B. Apoi am băut un pahar de alcool, cred că vodka, și m-am urcat cu un etaj mai sus, în biroul dumitale. Era prima dată când intram în această încăpere de când stăteai acolo. Nu te aflai în cameră și m-am gândit să cer să te cheme. Apoi mi-am spus că ar fi fost inutil să-ți atrag atenția. Am profitat de această absență ca să cercetez locurile, să deschid sertarele și să umblu în geanta lăsată de dumneata pe birou. Eram, bineînțeles, în căutarea unei idei care ar fi putut fi cuprinsă în planul meu. Dar te căutam mai ales pe dumneata, prin intermediul obiectelor acestea de fiecare zi. Cu cât întârziai, cu atât mă temeam mai mult de clipa întâlnirii. Nu mai știam în fața cărui fel de femeie mă voi găsi. Am privit pardesiul alb, agățat pe un umeraș de un perete. L-am atins. Mirosea parfumul folosit de Anita, ceea ce la început m-a surprins și nu mi-a plăcut, dar apoi m-a încurajat. Dacă, dintr-o întâmplare, s-ar descoperi același pardesiu în Villa Montmorency sau la Villeneuve, Anita îl însoțise acolo pe Cobb în timpul săptămânii, s-ar putea atribui acest lucru tot atât de bine trecerii dumitale pe acolo ca și a ei. Dar, în jurul acestui pardesiu, mai simțeam și altceva în camera aceea, nedefinit, dar în același timp foarte pregnant, care mă apăsa mai mult decât tot restul și chiar mă înspăimânta. Acum cred, Dani, că era vorba de presimțirea a tot ceea ce avea să mi se întâmple, în ciuda tuturor sforțărilor mele, acea goană îndelungată fără somn, până aici, prin întuneric și lumină, o goană plină de obsesii pe care le port în mine dintotdeauna. Ființa cu părul de culoare deschisă, care a deschis brusc ușa, mi-era cu desăvârșire străină. Nu mai văzusem niciodată. Niciuna din trăsăturile dumitale, Dani, niciun gest, nicio intonație a vocii în biroul acela însorit, care mi se părea că-l ocup eu cu totul, nu se potrivea cu imaginea pe care mi-o făcusem despre dumneata. Erai prea aproape, prea prezentă, nu mai știu.
Dădeai dovadă de o siguranță de sine atât de mare, încât m-am îndoit că trăiam într-adevăr ceea ce știam că trăiesc. Mă jucam cu un mic elefant articulat. Îmi dădeam seama că nu-ți scapă niciuna din șovăielile mele, că și în mintea dumitale se înlocuiau tot felul de idei. Pe scurt, că erai vie. Să-mi fac jocul după planul meu, cu Maurice Cobb era simplu. Puteam, ca pe un obiect, să-l deplasez, după dorință, în toate felurile și chiar să-l fac să trăiască în orice fel, deoarece era mort. Dumneata, printr-un paradox și mai mare, erai o abstracție totală. Dispuneai de 10 milioane de gesturi neprevăzute, fiecare dintre ele putând să-mi aducă pieirea. Ieșit. M-am întors pentru că uitasem un lucru important. Nu trebuia cu niciun preț să-i pui la curent pe colegi cu acea seară de lucru la mine acasă. M-am dus la contabilitate, unde am luat bani numerari din seiful meu personal. Mi-am îngrămădit un tank mare de bagnote chiar în buzunarul hainei, așa cum făceam și altă dată, când aveam 20 de ani, în timpul războiului. Războiul m-a făcut să descoper singurul talent pe care l-am, acela de a putea vinde orice, oricui, chiar și ceea ce se capătă cel mai ușor și mai ieftin, vântul. O dactilografă nouă, nu-i cunosc numele, mă privea cu niște ochi căscați. I-am cerut să-și vadă de treaba ei. Am telefonat secretarei mele să-mi pună în mașină dosarul Milka B, un top de hârtie de bătut la mașină și indigouri. Te-am văzut trecând pe culoar într-un pardesiu alb. M-am dus apoi la redacție, de unde se auzea un vacarm pe care îl cunoșteam. Gâșon împărțea plicurile cu salariile pe luna dublă. L-am cerut pe al dumitale și m-am întors în biroul în care lucrai de obicei. Eram sigur că ai lăsat un bilet ca să explici celorlalți plecarea grăbită. Când am zărit foaia aceea agățată de lampa dumitale, nici nu-mi venea să-mi cred ochilor. Anunțai că vei lua un avion în seara aceea, adică tocmai lucrul pe care urmăream eu să-l fac crezut de ceilalți. Dar ți-am spus, gândesc repede, Dani, și bucuria mea a fost de scurtă durată. Era vorba de un gest care părea să se înscrie mai mult decât speram în planul meu, dar era în același timp un gest care putea aduce prăbușirea întregii combinații. Intenționam să trimit acel vesit mesaj telefonat la Orly, semnat de dumneata, în care îți exprimai hotărârea de a-l întâlni pe Cobb la Villeneuve, în cazul în care acesta pleca acolo. Numai că nu puteai să vrei acest lucru cu 3 ore înainte de a ști că el, fără să țină seama de mesaj, va pleca totuși. În fața acestei hârtii pe care o putea vedea oricine din agenție, mai puteam să aleg între ea și mesajul telefonat, dar nu pe amândouă. Dacă nu m-aș fi gândit la asta, dacă n-aș fi prevăzut golul de timp dintre cele două intenții, care ar fi sărit în ochi până și celui mai mărginit polițist, aș fi câștigat de la început, chiar moartă fiind, Danin. Am ales, deci, mesajul telefonat. Am împăturit în 4 biletul dumitale și l-am pus în buzunar. Nu era adresat nimănui, iar după plecarea avionului lui Cobb, s-ar fi putut să-mi fie de folos cu adevărat. Timpul este și el un personaj, Dani, iar povestea mea și a dumitale din timpul ultimelor zile nu era decât un duel pentru a-i obține favorurile. Te-am întâlnit sub poarta de la intrare. Te profilai înaltă, nemișcată, în lumina ce te aureola din spate. Te-am condus acasă, pretextând că mai aveai să ții niște lucruri, dar în realitate pentru a face cunoștință cu locurile și a putea reveni mai târziu. Îmi reamintesc glasul dumitale liniștit în mașină, profilul cu nasul scurt, o bruscă țâșnire de soare care îți lumina părul. Mă temeam. Cu cât te voi privi și îți voi vorbi mai puțin, cu atât mai puțin voi cădea prada acelui tic-tac străin, neîncetat, pe care îl ghiceam în spatele ochelarilor negri, în spatele acelei frunți netede. Era mai târziu decât prevăzusem atunci când am intrat în apartamentul dumitale. Recunoșteam din prima ochire amănuntele mărturisirilor Anitei, toate visele urâte care m-au chinuit. Dispăruse și în baie și am telefonat în bulevardul Mozart. I-am spus pe șoptita Anitei să ne aștepte împreună cu Michel la Villa Montmorency. M-a întrebat cu un glas plin de neliniște. Cu Michel? De ce cu Michel? I-am răspuns că așa era mai bine. Nu puteam să-i spun mai mult, pentru că auzeam foarte bine mișcările dumitale de cealaltă parte a peretelui. Mă gândeam că ai să ai mai multă încredere dacă atunci când vei ajunge la noi, o vei găsi și pe fiică mea. Dar nu era vorba numai de acest singur motiv. Aveam nevoie să o simt pe Michel lângă mine. Mă temeam, fără îndoială, că dacă lucrurile vor ieși prost, voi fi despărțit de ea atunci când am mai putea fugi în străinătate. Ideea s-a dovedit bună. Anita și Michel se află acum într-adevăr la adăpost. Cel mai greu moment a fost acela când te-ai întors în cameră. Anita îmi cerea explicații în aparat și eu nu puteam să-i răspund. Trebuia ca, în prezența dumitale, să te descriu, fără să trezesc vreo bănuială. Am răspuns ca și cum ea m-ar fi întrebat. Sunt 6 luni de când n-am mai văzut-o pe Dani. S-a schimbat oare?
Te așezase și pe brațul fotolului și încălțai unul după celălalt niște pantofi decoltați, albi. Fusta scurtă a taiorului, scurtă după modă, lăsa descoperite mai mult decât din belșug niște picioare lungi, pe care mă miram ca nimeni altul că le descopeream tocmai în asemenea momente. Vorbeam. Cred că glasul meu era cel obișnuit. Mințile mi erau tot atât de răvășite ca și machiajul cu puțin timp înainte al Anitei. Pe drumul spre Otei, te-am trimis să cumper personal acel flacon de gigitalină pentru care aveam o rețetă. Nu știam încă dacă îmi va putea fi de folos altfel decât pentru crearea unei legături între dumneata și Cob. Dar, gândindu-mă mai bine, în timp ce nu erai acolo, mi-am spus că la momentul potrivit, a doua zi dimineața, flaconul s-ar putea transforma în arma pe care o căutam ca să te surprim. Hotărâsem să dau impresia că, după ce ai transportat cadavrul amantului de la Villeneuve la Paris, în portbagajul Thunderbird-ului său, ai pierdut în cele din urmă orice speranță de a mai putea ascunde crima și că ai hotărât să te sinucizi. Mi se părea că înghițirea unui flacon de digitalină era un procedeu ușor de crezut la o femeie. Pentru mine, această treabă nu prezenta nicio greutate. Era de ajuns să te oblig să înghiți cu forța conținutul flaconului și știam că n-ai puterea să mi te împotrivești. La Villa Montmorency n-ai arătat nicio surprindere. Ai intrat la Cobb crezând în mod evident că te afli la noi. Anitei nu-i venea să creadă când am întâlnit-o la primul etaj, jos, începuse-și să bați la Remingtonul acela vechi al răposatului stăpân al casei. Michel ședea într-un fotoliu cu spătarul înalt, cu păpușa în brațe, pe palier, alături de noi. Atunci când era și ea aici, mă simțeam foarte bine. Anita mi-a spus, o cunosc pe Dani mai bine decât tine. Sunt sigură că nu se va lăsa păcălită. Numai că nu poți ști niciodată ce se petrece în spatele ochelarilor ei negri. Am ridicat din numeri. Ceea ce mă preocupa pe mine acum era taiorul dumitale alb. Însă faptul că provenea dintr-un magazin căruia îi făceam eu publicitate, mă împiedica să telefonez ca să obțin de îndată unul la fel. Iar cel pe care l-avea Anita, cu toate că era la fel de alb, nu-i semăna deloc. Mi-a spus că îl va examina pe al dumitale și că va găsi o soluție. Avea și ea pantofi albi și va ști să se pieptene la fel ca dumneata. I-am spus ce avea de făcut. Să o ducă pe micuță la maică-sa. Să cumpere bilete de avion la aeroportul de la Invalides. Să se ducă singură la festivalul la care ar fi trebuit să mergem împreună și să-i facă pe ceilalți să creadă că eram și eu acolo. Apoi să se ducă să se schimbe în Bulevardul Mozart, să ia un taxi până la Orly, să se urce într-un avion Air France care decola la 11 și făcea escală la Lyon. Trebuia să ne întâlnim la Lyon. Am pus deci la punct amănuntele acelei întâlniri și apoi cele ale șederii dumitale din seara aceea la noi, singură, în toată casa. Jos, țăcănea mașina de scris. Anita mi-a spus că, așa cum te cunoaște, n-ai să te oprești din bătut decât când o să înceapă să te doară ochii și că nu erai din acelea care scotocesc în stânga și în dreapta într-o locuință străină. Am preferat totuși să fiu prevăzător. Am topit câteva pilule somnifere de ale lui Maurice Cobb în paharul de vin pe care ți l-a pus ea pe masă, împreună cu o gustare rece. Trebuiau puse multe deodată ca să-și facă efectul, pentru că Anita m-a prevenit că nu bei niciodată mai mult de un pahar. Am pus și eu la întâmplare. Am făcut acest lucru în bucătărie, în timp ce ne credeai plecați. De fapt, atunci când Anita ți-a arătat camera unde vei dormi, eu m-am întors în camera mare, ți-am luat din geantă cheile, permisul de conducere și, o idee subită, fularul de mătase turcoaz. Apoi am îmbrățișat-o încetişor pe Michel, care adormise în bucătărie. Am luat o valiză lui Cobb, în care îndesase în sus hainele purtate de el în ziua aceea și am coborât la subsol. El zăcea acolo ca o statuie răsturnată, neînsemnat sub lumina unei lămpi puternice. I-am spus în sinea mea că acum el era cel mai prostănac dintre noi doi. Anita și cu mine apăram o singură viață, pe a noastră și pe a Michelei, iar ea nu fusese niciodată soția mea mai mult ca acum. Ce putea el să-mi răspundă la toate astea? Un biernătă rău, da, un morman de gunoi. Am luat incestorul și l-am așezat de arcumejișul în valiză. Pe o măsuță am găsit și o cutie de cartușe, 30x30, pe care am luat-o cu mine. Am adunat cele două dulii folosite de Anita după ce am verificat că a treia rămăsese în magazia carabinei. Am încuiat cu cheia ușa camerei și am ieșit afară, în grădină, prin spatele casei. Am găsit-o pe Anita așteptându-mă rezemată de un zid. I-am dat bani și am păstrat toată legătura de cheia lui Cobb. Nu a fost să-mi timp să caut și cheia casei din Villeneuve. Anita m-a sărutat cu buze fierbinți. Mi-a spus că nu o să-mi înșele speranțele și că eram un bărbat credincios. Când m-am urcat din nou în dies, era mai mult de 6:30. Ultimul lucru din casă pe care l-am văzut în seara aceea a fost o fereastră luminată de la parter,
cu chipul dumitale zărit tulbure prin geam, precum și părul dumitale blond. M-am dus pe strada Grenel. Pe scară n-am întâlnit pe nimeni. Am deschis apartamentul și am închis ușa la loc. Am telefonat de aici imediat mesajul la Orly. Am îngrămădit în valiza lui Cobb două rochi, un pantalon negru, rufărie și alte câteva voarfe găsite în sertar. Am luat și pardesiul alb și un singur cercel, pentru că celălalt fugise sub o mobilă. 7:10. Avionul lui Cobb decola la și 45. Am mai aruncat totuși încă o privire în baie. Rochia pe care o purtase și puțin mai înainte se găsea acolo. Am luat cu mine și flaconul dumitale de parfum. Apoi n-am mai avut ochi decât pentru autostrada sudului, acele ceasornicului ce se îndreptau grăbite spre 7:30 și indicatorul de viteză care arăta 160. Am lăsat diesul la pasnicul unui parking din fața erogării. Am încredințat valiza cu scuze și un bacciș celor de la păstrarea bagajelor. Alergam cât puteam de repede. La trecerea prin ușa spre pista de decolare, mi s-a înmânat mesajul dumitale telefonic. Am dat o bancnotă de 10 franci ca să-și aduc aminte de mine. În caravel nu mi s-a cerut numele, dar eu i-am spus în două rânduri însoțitoarei de bord, sub niște pretexte neînsemnate, că mă numesc Cobb. Maurice Cobb. Și că mă duceam la Villeneuve-les-Avignon. Am băut o vodcă și am primit un ziar. Un zbor de ceva mai mult de o oră. Am reflectat îndelung. Nu eram câtuși de puțin preocupat de faptul că nu semănam cu Maurice Cobb, căci nimeni nu-și va mai reaminti imaginea fizică a unui călător printre atâția alții. Își vor aduce în mod vag aminte de mine sau de anumite cuvinte care sună mai bine, ca Avignon, și asta era de ajuns. În timpul călătoriei, gândindu-mă că și Anita va juca rolul unei alte persoane și se va găsi în fața unor greutăți cu mult mai mari, fiind vorba de crearea unor amintiri foarte exacte, am inventat trucul acela pur publicitar al pasamentului de la mână. Sunt unele amănunte ca acesta care rămân în minte. Femeia din Thunderbird, cu un pansament la mână. Am văzut de îndată toate foloasele pe care le puteam trage din această imagine izbitoare dacă voi alege mâna stângă. Anita s-ar putea prezenta astfel la un hotel unde să lase o fișă de identitate fără să fie obligată să scrie cu mâna ei pentru că dumneata e stângace. Pe ea însă pansamentul nu o stânjenea nefiind stângace. Însăși, sinuciderea dumitale va constitui o mărturie a crimei. Nimeni nu se va mira că n-ai lăsat o scrisoare semnată în toată ordinea. La Marsilia Marinian se lăsase noaptea. După ce am obținut valiza, am cumpărat în hol cele necesare pentru un pansament. M-am urcat apoi într-un taxi spre Avignon. Am vorbit șoferului de așa zisa mea meserie de constructor. Am căzut amândoi de acord asupra mizeriei celor ce trăiesc în locuințe proaste. Apoi am păstrat tăcerea. Am coborât în fața porții garajului Coty. I-am lăsat șoferului un bacciș graș. Făcuse 80 de kilometri în 50 de minute. Numai după aceea mi-am dat seama că nu mi-aminteam nimic despre el. Nu știam nici cel puțin culoarea părului. Și despre asta, Dani, ți se pot povesti o sumedenie de lucruri care să mă contrazică. Dar adevărul e că nimeni nu se uită cu atenție la ceilalți. Iată pe ce m-am bazat pentru a-i duce de nas pe cei însărcinați cu ancheta. Și cred că cel puțin asupra acestui punct am avut dreptate. Garajul era slab luminat. Tăcut. Un om a venit după mine în cabina cu geamuri. Lui i-am plătit reparația Thunderbird-ului. Mi-a dat o factură și i-am spus că aveam o casă la Villeneuve. A adus până sub poartă Thunderbird-ul, care fusese acoperit, proaspăt spălat. M-am instalat la volan și am încercat să înțeleg dintr-o ochire cum putea fi pus acesta în mișcare. Era simplu. Am plecat, fără ca el să fi băgat de seamă, cred, cea mai mică șovăire. A trebuit să întreb care era drumul spre Villeneuve, pe care nu-l credeam atât de aproape de Avignon. Când am deschis poarta domeniului Saint-Jean, era 10:15. Chiar în clipa sosirii, am scos carabina din valiză și am tras 3 focuri. 2 printr-o fereastră deschisă, iar al treilea într-un zid al camerei principale. Ca să-l zăpăcesc și pe expertul cel mai meticulos, am adunat duliile căzute și le-am aruncat pe jos, pe submobile. Pe cele de la Villa Montmorency. Apoi am pus 3 cartușe noi în magazie. Am ascultat cu atenție în toate direcțiile. Dacă ar fi venit cineva, prevăzusem să fug, lăsând acolo costumul lui Cobb, lucrurile dumitale și Thunderbird-ul. Dar n-a venit nimeni. Terminasem totul într-un sfert de ceas. Fotografia dumitale, mărită, lipită pe o ramă de len și în care era goală, am găsit-o sus, în studioul acela de pornograf. Le-am frunzărit pe toate cele ce se aflau în dosarele de acolo. Le-am scos pe ale dumitale, afară de 2 care erau necesare planului meu, precum și pe acelea, stăpânindu-mă să nu urlu, ale Anitei. Ea pozase de bunăvoie, Dani. Le-am rupt și le-am aruncat pe toate într-un sac de hârtie pe care, după aceea, l-am luat cu mine. Am căutat negativele într-un sertar în care se aflau numerotate, catalogate, iar voi 2 reduse la starea de mărci poștale.
Am găsit astfel și planșe de contact. Am scos fotografia dumitale din dramă, am agățat-o pe un perete în locul alteia. O tânără fată care probabil n-avea nici 20 de ani. Înainte de a mă întoarce din nou sus, te-am privit pentru prima oară. Nu voi ști să-ți explic cum, nici de ce, dar am avut deodată impresia că te afli în tabăra noastră, învăluită în aceeași milă pe care o aveam pentru noi trei. Pe chipul din fotografie se zărea o duioșie evidentă pentru aceea care, în aceeași clipă, te trăda, profitând de faptul că, fără ochelari, erai pe jumătate oarbă, pentru a satisface viciul de exhibiționist al gunoiului aceluia de om. Era o comunicare subită, încărcată de o fatalitate ciudată. Am lăsat fotografia pe perete, fiind foarte conștient ce fel de lichia sunt. Am pus lucrurile dumitale acolo unde trebuia. Am îmbibat cu parfumul dumitale cerceafurile, care mai purtau probabil urmele mirosului anitei. Patul era răvășit. Cureaua de piele se afla pe jos și n-a fost nevoie să o ating. Cred că începeam să fiu obosit și că nu mai simțeam decât sforțarea nervilor sleiți. Cureaua de piele nu mi-a făcut nicio impresie. Am lăsat casa deschisă, ducând în mașină sacul de hârtie, pardesiul dumitale alb și covorul în care l-ai găsit mai târziu înfășurat pe cob. Apoi, cutia de cartușe și carabina. La plecare, am lăsat totul în ordine în urma mea, ca pentru o anchetă, procedând ca un robot. Am condus foarte repede, cu toată atenția la drum, cu farurile luminate în plin, fără să-mi pese de cei cu care mă încrucișam. Pe la 1 dimineața, mă aflam la aeroportul Lyon-Bron, cu 20 de minute înainte de colorii avionului pe care hotărâsem să-l iau ca să mă întorc. Era ultimul din noaptea aceea. La întoarcere, Anita nu m-a așteptat la locul stabilit pentru întâlnire, ci ceva mai înainte, pe marginea șoselei. Purta un taior alb în lumina farurilor. I-am deschis ușa mașinii și am plecat mai departe. Mă aștepta acolo de mai bine de o oră. Era frică și frig. Era tot timpul scuturată de fiori. M-am oprit pe un drum printre copaci. I-am explicat ce avea de făcut. I-am dat permisul dumitale de conducere, fularul și pardesiul alb. Apoi i-am făcut pansamentul acela la mâna stângă. Am smuls foliile interioare din biletul de avion pentru Marsilia, Marinian, pe care îl cumpărase ea pe numele dumitale și pe care nu-l folosise. L-am pus în buzunarul pardesiului, împreună cu factura garajului de la Avignon și plicul cu salariul dublu. Din plic am scos mai întâi costul exact al acelui bilet de avion. Taiorul Anitei era nou și semăna cu al dumitale. Îl cumpărase, fără să-l încerce, într-o provălie pe care o mai găsise deschisă în cartierul Etoile. Mi-a arătat fusta răsucită la talie, ținută în două ace de siguranță. Nu m-am putut împiedica să-i vorbesc de patul răvășit pe care îl văzusem la cob. Am întrebat-o dacă ea făcuse dragoste în cerșafurile acelea mototolite. Aveam o irezistibilă nevoie de amănunte și atât de puțin timp încât începusem să mă bâlbâi. Ea mi-a pus o mână pe gură și mi-a jurat că orice s-ar întâmpla nu va mai fi decât a mea. M-am întors la aeroport. I-am arătat cum trebuie condusă mașina. La despărțire am sărutat-o îndelung. Mi-a spus din nou că mă iubește. Viitoarea noastră comunicare urma să se facă prin telefon, la ora 4:30 dimineața. La ora aceea, ea trebuia să se găsească la Avalon. Ne-am uitat pe o harta lui Cobb. Am alergat prin aeroport cu sacul meu de hârtie și am cumpărat un bilet pe numele unui domn, Louis Carroll. Din 9 ore de zbor, într-un aparat cu elice care venea din Orientul Mijlociu. Am moțăit și m-am înfiorat de mai multe ori, visând imaginea corpului dumitale gol, pe un perete alb. La Orly n-am luat diesul, ci un taxi, care m-a depus în fața porții Auteuil, cu puțin înainte de orele 3. Am străbătut aleile vilei de la Montmorency, fără să văd o fereastră luminată. Casa lui Cobb era și ea cufundată în întuneric. Intrând pe ușă, am vorbit tare, ca cineva care se întorcea de la o sare plicticoasă, ca și cum Anita s-ar fi aflat cu mine. L-am dus până la ușa camerei în care dormeai și te-am chemat încetişor. Nu dormeai. Sticla de vin nu mai era în odaia cea mare. Am găsit-o în bucătărie, împreună cu tacâmul, pe care, din nefericire, îl spălasești. Cu toate acestea, mai rămâneau în casa aceea o mulțime de alte urme ale trecerii dumitale pe acolo și am răsuflat ușurat, văzând, după semnul pe care îl făcusem pe sticlă, că nivelul vinului scăzuse cu conținutul unui pahar. Fără îndoială că doza de somnifer nu era suficientă ca să te oboare pe loc, dar mi-am spus că mai era nevoie de puțină așteptare. Am așteptat în grădina din fața casei, fiindcă fereastra odăii unde erai dădea în spate. Am fumat, imaginându-mi-o pe Anita la volanul Thunderbird-ului, zburând cu mare viteză în întunericul nopții. Am retrăit în gând tot ce făcusem de la moartea lui Cobb, căutând o greșeală, o uitare. Nu, căci îmi făcusem treaba foarte bine. Pe la orele 4 am revenit lângă ușa camerei dumitale și te-am chemat din nou în 7. De data asta n-ai mai răspuns.
Am intrat fără zgomot și te-am văzut dormind pe spate, în lumina difuză care venea din camera mare, cu ochii închiși și chipul rezemat în profil pe pernă. Acum eram sigur că dormeai și trebuia să mă grăbesc să mă întorc în Bulevardul Mozar. Nu m-am putut totuși împiedica să fac câțiva pași spre dumneata în mod nechipzuit, apropiindu-mă atât de mult încât îți auzeam respirația. Era pentru prima dată când te vedeam fără ochelari. Te recunoșteam încă și mai puțin decât după amiază. Am rămas să te privesc aproape un minut. Atunci s-a întâmplat un lucru care era gata să-mi oprească inima. Ai vorbit în somn, aproape tot atât de limpede ca în cursul zilei. Ai spus chiar în ritmul somnului: omorâți-mă, vă rog, omorâți-mă. Am dat înapoi cu pași rar spre ușă, fără să te pierd din ochi. Am plecat și am făcut drumul spre Bulevardul Mozar, pe jos, cu sacul de hârtie în mână. Revenind la mine, am jucat aceeași comedie ca la Cobb, de data asta pentru servitorii care dormeau în fundul apartamentului. Am vorbit tare unei anite imaginare. Era tocmai momentul când trebuia să mă cheme. Am așteptat în camera noastră. Aveam încă multe lucruri de făcut, dar m-am silit să aștept lângă telefon ca să întrerup clopoțelul chiar de când va începe să sune. Apoi s-a făcut ora 5. Vedeam lumina strecurându-se printre jaluzele și auzeam primele zgomote ale străzii. Trebuie să-i se fi întâmplat ceva grav Anitei. Pe măsură ce timpul trecea, îmi dădeam seama de nebunia acțiunii noastre. În sfârșit, clopoțelul era gata să spargă liniștea casei. L-am auzit zornăind din aparat, chiar în clipa când ridicam receptorul. Era într-adevăr Anita. Departe. Atât de departe de ceea ce aș fi dorit eu să fie viața noastră. Atât de departe de ceea ce îmi închipuisem eu pentru Michel, pentru noi. Făcea întocmai cum îi spusesem eu ca să prevină orice indiscreție. Mi-a spus că se numea Dani Longo, că se găsea aproape de Avalon cu mașina și a pronunțat fraza cod care însemna că totul era în ordine. Ea era următoarea: am un covor în portbagaj, domnule Caravai. A mai spus că i-a telefonat lui Bernard Thor ca să afle numărul nostru. Știu că acest machetist îți este cel mai bun prieten după acea imitație de Gary Cooper care te-a lăsat borțoasă și după aceea a șters-o. Telefonul, odată primit, am ars bucățile de fotografie și negativele aflate în sacul meu de hârtie. Am aruncat apoi cenușa în gura de gunoi a bucătăriei și am pregătit în grabă 3 valize. Una pentru Michel, una pentru Anita și alta pentru mine. Am îngrămădit în ele îmbrăcămintea pe care o socoteam strict necesară. În valiza Anitei am pus bijuteriile și un cec cu suma pe care o am în bancă la Paris. Averea mea se găsește, în cea mai mare parte, depusă în băncile elvețiene, iar semnătura Anitei este tot atât de valabilă ca a mea. Cred că posed atâta în bani și alte valori, pentru că orice s-ar întâmpla, fiica mea să poată trăi toată viața ca o prințesă. De altfel, Anita va ști să apere cu îndârjire tot ceea ce las. În clipa când să plec, Maria, servitoarea noastră spaniolă, a ieșit de la ea din cameră într-un halat, înșirând împăsărească ei dacă ne aveam nevoie de ea. I-am spus că am să petrec împreună cu soția weekendul în Elveția și am trimis-o să se culce, din nou scuzându-mă. Am luat 2 valize într-o mână și pe a treia în cealaltă și m-am întors pe jos la Villa Montmorency. Se luminase de-a binelea. Băieții de cafenea spălau cu multă apă bucăți de trotuar. Mi-era foame și sete, dar nu m-am oprit. În camera dumitale nu se auzea niciun zgomot. Probabil că mai dormeai. Am urcat valizele la etaj și m-am așezat într-un fotoliu să moțăi puțin. Mi-era frică să nu adorm dacă mă întindeam în pat. La 7:30 tot nu se auzea nimic de jos. M-am dezbrăcat și m-am spălat pe apucate la chiuvetă. Mi-am luat pe mine o haină de casă din valiză și am coborât. Mi-am făcut cafea în bucătărie și am băut 2 cești, după ce ți-am servit și dumitale una. Era ora 8, iar vremea se arăta frumoasă. Chiar dacă avea o întârziere după planul meu, Anita trebuia să gonească de acum pe autostrada Sudului. Nu putea să facă mai mult de o oră până acolo. Eram tare neliniștit, pentru că începusem să simt oboseala și mă gândeam că ea o simțea probabil și mai mult. M-am dus afară să deschid garajul și poarta, ca ea să n-aibă altceva de făcut decât să intre. Apoi am bătut la ușa dumitale și mi-ai răspuns. Când a sosit Thunderbird-ul, era mai mult de 9:30. Îți reluase și de mult munca. Am venit la dumneata în cameră ca să-ți îndepărtez atenția de la grădină. Anita a intrat în casă prin spate. Am întâlnit cu ea la etaj, unde ședea pe marginea băii ale cărei robinete curgeau. Avea fața trasă, dar mult mai puțin obosită decât m-aș fi așteptat. Își scosese pansamentul și ochelarii negri. Mai mult ca orice, voia să se spele. Îmi spunea: să mă curăț de toate astea. Avea ochii foarte mari și privirea puțin încremenită. Mi-a ținut mâna în ale ei ca să-mi povestească toată legătura, care durase 8 ore. Lăsase urme ale trecerii dumitale la Mâcon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Avalon
și apoi la intrarea pe autostrada Sudului, unde a făcut plinul. Singurul eveniment neprevăzut, dar care se potrivea minunat cu planul meu, era o discuție cu un agent motociclist pentru o pană de lumină la spatele mașinii. Am ajutat-o să se dezbrace și am pus-o să repete totul pe când se găsea în baie. La Chalon a luat pe numele dumitale o cameră pe care a plătit-o înainte. Apoi, după nicio jumătate de oră, a ieșit din hotel fără să fie observată. Evenimentul neprevăzut se petrecuse cu vreo 100 de kilometri înainte, după Saulieu. Spunea că, fiind extrem de nervoasă, știind că în portbagaj se afla Winchesterul, ar fi tras fără nicio șovăire în agent dacă acesta ar fi vrut să caute în mașină. Gândindu-se acum la asta, era zguduită de fiori, iar eu împreună cu ea. Pe Bernard Thor îl chemase la telefon dintr-o cârciumă de țară, în timp ce îi se repara farul Thunderbird-ului. Apoi m-a chemat pe mine și, la plecare, a lăsat acolo pardesiul dumitale alb. Din toate astea, am înțeles că jucase rolul cât se poate de bine. Am scos un prosop și rufe curate din valiza ei și am șters spatele gol. Într-o cămășuță albă, mi se adresă cerându-mi o țigară. Nu mai fumase de mai multe ore. Am coborât. Am profitat de momentul când ea îți vorbea ca să strecora înapoi în geantă tot ce îți luasem. Apoi am ieșit. În garaj am curățat cât am putut mai bine interiorul Thunderbird-ului. Am dus după aceea la subsol covorul de la Villeneuve, carabina și cutia de cartușe. După care m-am urcat la etaj, m-am ras, mi-am pus o cămașă curată și un costum. Am chemat un taxi cu care m-am dus la agenție. În studioul pustiu am găsit un dosar cu machete vechi făcute pentru Milkaby. M-am dus la contabilitate și am completat cu numele dumitale coloanele unui plic de salariu. Am pus înăuntru suma pentru salariul dublu, adăugând cei 300 de franci pe care ți-i făgăduisem pentru munca suplimentară. Am mai dat câteva telefoane unor confrați pentru a vorbi despre serata din ajun, de la Chaillot. Înainte de a reveni la Villa Montmorency, am cerut să fiu dus până în strada Grenelle. Am urcat la etajul dumitale și am lăsat pe ușă, la vedere, biletul pe care îl scrisese și ca să-i anunț pe ceilalți că pleci. Într-o cafenea din Auteuil, unde m-a dus alt taxi, am mâncat un sandwich, am băut alte două cești de cafea neagră și un coniac. Mă simțeam la capătul acestui necaz. Mă și gândeam că am câștigat partida. Era atunci ceva mai mult de ora 11. Anita era gata de plecare, iar dumneata îți terminase și lucrul. Ți-am dat plicul cu salariul pe care mă gândeam să ți-l iau înapoi ceva mai târziu, când vei aduce acasă Thunderbird-ul. Trebuia să izbutesc orice preț să te așezi la volanul acestei mașini. Chiar dacă planul meu ar fi reușit și mai bine, fără acest lucru n-ar fi rezistat la o anchetă. S-a cercetat în primul rând Thunderbird-ul cu mijloace pe care nu le cunoșteam, dar pe care le socoteam extrem de eficace. Era la mintea cocoșului că n-ai fi putut să parcurgi cu ea aproape 600 de kilometri fără să lași în ea ceva de-al lumii tale, o amprentă, un fir din taiorul alb, un păr. Ori, cu toată curățenia mea sumară, aveau să găsească urme ale unei alte femei. Va fi foarte simplu pentru ei să verifice pe cadavrul dumitale că nu purtai nici cel mai mic fir de praf din această mașină. Nu mi-a fost ușor să le conving, Dani. Și când ne-am aflat față în față, am șovăit și cred că vreme de o clipă pierdusem orice dorință de a continua. Nu mai știam de unde voi lua curajul de a reveni pe acele locuri, în urma dumitale, să strivesc mâna, să te fac să înghiți un flacon cu digitalină, mai ales să îndur timp de câteva minute câte îți vor trebui până să mor, disperarea dumitale, privirea-ți nedumerită. Totuși, am continuat. Am luat-o pe Michel de la bunică sa din Bulevardul Suchet. Te-am lăsat apoi în Thunderbird la Orly. Ți-am spus că avionul nostru decolează la prânz, dar de fapt mai rămâneau 2 ore să te urmăresc, să te ucid, să las totul în ordine la Cobb și apoi să mă întâlnesc cu Anita și micuța la restaurantul aerogării. Ne-am înregistrat bagajele. Până atunci, până în clipa când am părăsit-o în holul plin de lume, Anita nu știa că te voi ucide. Sau, chiar dacă a ajuns singură la această concluzie, se convinsese că eu trebuia să am alte căi și că ea bătea câmpii. M-a întrebat ce voi face. I-am răspuns că nu te puteam lăsa vie în urma noastră. A scuturat din cap, fără niciun cuvânt, cu micuța noastră în brațe, cu niște ochi din care lacrimile au și roit dintr-o dată. I-am spus să mă aștepte la restaurant până la ora 2. Dacă nu voi veni, va trebui să ia în orice caz avionul împreună cu Michel. Ne voi ajunge din urmă la Geneva. Clătina mereu din cap și eu am plecat. Era tocmai momentul când încercai să pleci cu Thunderbird-ul. Mi-am luat diesul din parking și te-am pierdut câteva clipe din ochi. Apoi ai apărut din nou, la 50 de metri în fața mea, oprită într-un alt loc. Te-am privit traversând pe jos bulevardul în fața aerogării. Pentru prima dată nu înțelegeam ceva, Dani. Te-am urmărit mergând pe jos. Mi-era frică să nu întâlnești prin aeroport pe Anita și pe fetiță. Eu le-am văzut la al doilea etaj, dar dumneata erai preocupată de propria-ți persoană.
Ai rămas mult timp așezată la o masă din bar. Mă aflam la 20 de metri, în spatele unui cabine de fotografii la minut. Mi-am închipuit tot ceea ce mi s-ar putea întâmpla lăsându-ți pe mână mașina aceea, chiar și la un accident care ar putea amesteca poliția. Te știam însă prea mioapă ca să mergi prea repede, precum și că aveai obiceiul de a face întotdeauna totul cu multă atenție. Eram sigur că ai să aduci înapoi Thunderbird-ul fără niciun incident, mai sigur de dumneata decât de oricine altcineva. Prevăzusem totul, Dani, totul. Ceea ce nu știam încă și aveam să aflu, nebunit, e că niciuna din reacțiile dumitale nu putea fi prevăzută. Te mișcai ca un crab sub semnul căruia ești născută. Acum înțelegi, Dani, te-ai urcat apoi din nou în Thunderbird, iar eu te urmăram în diez. Ar fi trebuit să te îndrepți spre Paris, dar ai luat-o spre sud. Credeam că te-ai înșelat la un crucișare autostrăzii, dar nici vorba de așa ceva, pentru că te-ai dus înainte. Te priveam printr-o fereastră în restaurantul acela de la Fontainebleau, unde ai luat dejunul. Acum, eu eram acela pe care surpriza și furia îl încremeneau. Te-am așteptat să ieși, așezat ceva mai departe în mașină. Acele ceasornicului meu continuau să alerge. Îmi dădeam seama că nu voi mai putea prinde avionul Swissair și că Anita va trebui să plece singură cu fetița. Căutam cu disperare o idee nouă. Mai speram încă să revii la Villa Montmorency după terminarea dejunului. Nu putea fi vorba decât de o plimbare de câțiva kilometri, pentru plăcerea de a conduce o asemenea mașină. Dar apoi, ținte bine, a început hoinăreala aceea fără nicio țintă, a cărei prizonier eram și care nu se mai termina. A intrat în Fontainebleau și te-am văzut cumpărându-ți îmbrăcăminte și o valiză. Sudoaream și roia de-a lungul spinării. Nimic nu mai avea vreun înțeles. Deodată m-am pomenit că inversasești de-a binelea rolurile. Toate noaptea aceea n-am ținut seama de dumneata și dirijasem evenimentele fără să mă preocupe existența dumitale mai mult decât o limbă de pantofi. Și iată că acum dumneata erai aceea care dețineai taina celor ce aveau să urmeze, care urmăreai un plan fără să ții seama de mine. În tot timpul cât ai mers pe șoseaua care te ducea la Joanii cu mine în spate, rulând neîntrerupt la 200 de metri distanță, viteza dumitale devenind viteza mea, am imaginat cele mai delirante ipoteze. Dintre toate, cea mai delirantă era aceea că Anita avusese dreptate în seara din ajun, când spunea că nu fusese niciun moment păcălită și că știai că te urmăresc. Numai adevărul nu-l presupuneam. De altfel, pe măsură ce kilometrii se scurgeau, deveneai mai sigură și trebuia să-mi îndrept toată atenția la conducere ca să nu te pierd din ochi. Nimeni, niciodată, nu te-a observat cu o atât de totală concentrare plină de uimire, dar continuai să-mi produci într-una surprize. La barul tutungerie de la Joanii eram gata să nu văd că te-ai oprit. Mai târziu, când ai plecat mai departe, mă întrebam înspăimântat cine era șoferul de camion cu care ai vorbit. Nu știam încă de norocul care nu te va părăsi. Dani, dar ziceam că această întâlnire, ca de altfel toate celelalte, se vor întoarce împotriva mea. Și apoi, se făcuse aproape sfârșitul după amiezii și pe această autostradă, aproape de Auxerre, goneai cu mai mult de 160 pe oră și mă lăsasești iremediabil în urmă. În clipa aceea, mi se păru că felul cum te deplasai, cumpărăturile de la Fontainebleau, nu puteau însemna decât un singur lucru. Nu păstrasești Thunderbird-ul pentru o simplă plimbare, ci pe toată durata sfârșitului de săptămână și te duceai drept spre o țintă necunoscută mie, iar eu trebuia să te opresc cu orice preț. Și, în același timp, ceea ce era și mai rău, îmi dădeam seama că erai pe cale să refaci, în sens invers, drumul parcurs de Anita. Din nou fusesem gata să nu te mai văd și să-mi divulg prezența, când am străbătut satul acela de la ieșirea de pe autostradă. Vorbeai cu o femeie bătrână lângă Thunderbird-ul oprit. Te-am așteptat mai departe, la 100 de metri, după o stație de benzină, unde am citit numele comunei. De Soir les Avalon. Credeam că nebunesc de-a binele. Anita îmi spusese că tocmai în acest sat lăsase pardesiul dumitale alb. Erai pe cale, în mod conștient și cu perseverență, să distrugi totul. N-am mai încăput nicio îndoială apoi când am văzut din nou Thunderbird-ul și pata de culoare a fularului tău turcoaz. Te-ai oprit la stația de benzină și nu putea fi vorba decât de garajul acela unde se oprise și Aneta. Aveam în buzunar factura reparației care purta o ștampilă. Am verificat. Am sfâșiat-o cu furie nătângă, șezând la volan, și apoi am scos flaconul de digitalină din buzunarul portierei, îndreptându-mă spre dumneata în prin soare, prin ierburi și printre copaci, făcând un lung ocol ca să ajung în spatele acelei clădiri albe unde intraseși. Niște oameni pălăvrăgeau în față, lângă pompele de benzină. Nu mai gândeam la nimic altceva decât cum să te ajung și să te dobor fără să mă vezi, fără să produc zgomot. Toaleta aflată ceva mai la o parte, ușa pe care o lăsasești deschisă mi-a ușurat sarcina.
Te-am văzut deodată, din spate, albă, blondă și nemișcată, la mai puțin de 3 metri de mine. În fața dumitale se afla o oglindă. M-am dat înapoi spre perete, în afară, cât să-mi opresc respirația și m-am repezit. Te-am apucat, te-am ridicat de la pământ, acoperindu-ți obrazul cu palma mea mare, în timp ce ochelarii îți zburau undeva în încăperea strâmtă. Totul într-o dezordine care se potrivea cu aceea ce domnea în capul meu. Te-ai agățat cu mâna stângă de pragul ușii. Am văzut această mână. Nu cred că lucrul să fi durat mai mult de o jumătate de secundă, dar jumătatea asta de secundă a fost cea mai lungă din viața mea. Am înțeles, cât se poate de limpede, că îmi distrugeam eu însumi propriul meu plan. Femeia care fusese văzută pe șosea era rănită la mâna stângă. Dumneata nu erai. Te puteam omorâ, dar rănită nu erai. Am apucat clanța ușii și am trântit ușa cu toată puterea. Am simțit ceva ca un strigăt mut, adânc, în propria mea palmă încleștată pe gura dumitale. Și, deodată, trupul ți s-a lăsat moale în brațele mele. Te-am lăsat să aluneci la pământ și ai căzut în genunchi, într-un echilibru ciudat, cu fruntea și părul pe podea. Nu știu dacă zgomotul pe care l-am făcut, frica de glasurile care se auzeau de afară sau mâna stângă care ți se umfla cu o repeziciune uimitoare, sau poate gândul că dacă te omoram numai decât, simultaneitatea morții și a umflăturii acelea nu va scăpa unui medic legist, m-au făcut să fug. Nu mi-am reluat respirația înainte de a mă găsi din nou în mașină. Aș fi putut să te ucid acolo, Dani, dar aș fi făcut o prostie. Trebuia să te omor lângă cadavrul lui Cobb. După ce te-aș fi omorât, ar fi trebuit să te duc acolo. În stația aceea de benzină nu te puteam ascunde, pur și simplu. Am făcut bine. Se poate să fi regretat de mai multe ori momentul acela, când te aveam în puterea mea, dar cred că am procedat bine. Am așteptat până seara, ceva mai departe. Am întors mașina în direcția Parisului. Eram sigur că, după această întâmplare, te vei întoarce la Paris. Mă întrebam dacă m-ai văzut. Mi-era foame, sete și somn. De câteva ori am coborât din ghies ca să mă mai plimb la umbră. Nu cunoșteam încă încăpățânarea care te stăpânea și nici acest dar uluitor pe care l-ai de a prinde din nou curaj, chiar din adâncul deznădejdilor. Nu știam încă ce avantaj îmi dădeau toate astea. Ai plecat din nou, dar tot într-o direcție neașteptată. Era noapte. Am întors mașina. Mergea încet și mi-impuneai din nou ritmul dumitale. Luminile din spatele Thunderbird-ului mă orbeau. Te-am pierdut la Solieu, unde ai virat brusc într-o stradă, ieșind de pe șosea. Am traversat de mai multe ori orașul căutându-te, dar în zadar. Am continuat spre sud, după ce m-am oprit să fac plinul, să beau un pahar de vin și să-mi cumpăr un sandwich. Kilometrii zburau pe sub roțile mașinii. Eram singur, cu un sentiment de om părăsit, așa cum nu mai simțisem niciodată. Thunderbird-ul era oprit pe cheiul Sunei, la Shalom. Am oprit 50 de metri mai departe, lângă același trotuar. Cred că râdeam. Am mers cu pași mari în întuneric, îndreptându-mă spre mașina care acum era acoperită. Farurile ei s-au oprit pe neașteptate. Am văzut că erai cu un bărbat. Apoi ați plecat în grabă. M-am întors alergând spre volanul diesului. Mi-am spus că făceai toate aceste lucruri de neînțeles din pur sadism, că erai hotărâtă să mă înfrângi înainte de a mă curăța. Te-am ajuns din urmă totuși. Te-am văzut cu mâna stângă bandajată, intrând în hotelul Renașterea, împreună cu băiatul acela în plovăr cenușiu. M-aș fi dus în orice caz acolo, fiindcă Anita îmi dăduse numele hotelului unde închiriase o cameră pentru timpul nopții. Era acum limpede că îmi distrugeai punct cu punct planul. Te-am așteptat să ieși din hotel și să ajungi afară din Shalom, cu tipul acela, care îți plăcea numai pentru că te reprezenta însuși simbolul a ceea ce putea să-mi facă mie rău. Nici nu ți-i poți închipui cât eram de ostenit, Dani. Am rămas multă vreme în grădina acelui hotel, unde te aflai cu el, la o masă, într-o sufragerie pustie. V-am privit, ca și în timpul dejunului, printr-o fereastră. Purtai un pantalon de culoarea fularului. Era aceeași pată turcoaz care mă atrăsese spre dumneata în cursul zilei. Cred că în acel moment judecam ca și cum ai fi fost într-adevăr metresa lui Cobb și că eram pe cale să cumpăr vântul pe care voisem să-l vând celorlalți. Am așteptat o mulțime de timp. Te-am văzut urcându-te la dumneata, dăruită cu totul ticălosului aceluia și o dâră de lumină apărând la o fereastră, în spatele unor perdele grele, trase peste noaptea ce va aparținea vouă, amândurora. Am luat din nou drumul Parisului. Furia m-a ținut treaz câteva ore. Mergeam din nou cu toate farurile aprinse, fără să împese de ceilalți. 340 de kilometri. Voi ajunge la Paris înainte de 5 dimineața. Da, am să izbutesc. Voi lua cadavrul lui Cobb, învelit într-un covor, și carabina. Voi distruge fotografia Anitei pe care am uitat-o pe peretele camerei și nu voi mai dormi. Voi fi tare, mai tare decât osteneala și părerea mea de rău. Voi reveni la Shalom în faptul zilei.
Voi străbate kilometri așa cum o fac și acum și voi ajunge în acea grădină de hotel înainte ca dumneata să te fi urcat în Thunderbird. Poate că pe la 10 dimineața. Trebuia să fiu înapoi la ora 10. Năucită de destrăbălarea la care te-ai dedat în spatele perdelelor, vei dormi cel puțin până atunci, fără să bănuiești că împiedicatul acela greoi a făcut atâta drum. Am să găsesc eu mijlocul să mut, chiar la lumina zilei, cadavrul lui Cobb și carabina în portbagajul Thunderbird-ului. Apoi, aveam să te omor oriunde, cu flaconul de digitalină între dinți și cu inima dumitale încremenită în mâna mea, ca aceea unei păsări. Când eram mic, am văzut cum niște copii au omorât o pasăre. Am strigat la ei și i-am bătut pe toți. La 13 ani, eram mai înalt decât un adult și atât de gras că mă poreclau cu tot felul de nume care mă scoteau din sărite. În schimb, îi băteam pe toți. Ei își băteau joc de părinții mei pentru că erau săraci. Dar eu îi cotonogeam. Dar aș vrea să dau timpul înapoi. Aș vrea, nu știu prea bine ce, dar josniciile să nu mai existe. Totul să fie curat și calm și nemișcat. Nu mai pot, Dani. Am întârziat în drumul spre Paris. Factorul timp era împotriva mea. Și în plus, nu mai aveam cheile de la Villa Montmorency. A trebuit să deșurubez o broască de la ușa din spate și să o înșurubez apoi la loc. Am dus corpul lui Cobb, înfășurat în covor, până la portbagajul diesului. Cu mare greutate l-am vârât înăuntru. Apoi a trebuit să mă întorc din nou să iau carabina. Și după aceea, încă o dată, ca să ard portretul Anitei. Să-l controlez peste tot dacă n-au rămas urme ale trecerii noastre pe acolo. Am privit patul în care ai dormit. M-am întins în el, pe burtă, jurând că mă voi odihni numai câteva minute. Am adormit. Nu știu ce forță m-a deșteptat după jumătate de oră. Aș fi putut dormi așa toată ziua. Am stropit cu apă pe obraz și am plecat din nou. După Fontainebleau, a trebuit să mă opresc pe marginea șoselei. Să fi fost în jur de 8. Ploua. Mașini treceau pe lângă mine, spintecând aerul cu mare viteză și scuturând iesul. Am adormit din nou cu capul rezemat pe brațe la volan. N-am dormit decât un sfert de oră, poate nici atât. Era necas pe mine și aveam senzația că îndepărtam de mine viața Michelei, ori de câte ori închideam ochii. M-am mai oprit aproape de Shani, într-un local de pe șosea, ca să bea o cafea. Treseram de fiecare dată când un client trecea afară, pe lângă portbagajul mașinii. Dispăruse și Dani. Era trecut de prânz când am ajuns în fața grădinii hotelului aceluia, la Chalon. Nu știam în ce direcție ai plecat și nici cu cât mi-ai luat-o înainte. Te-am riscat să întreb. Am continuat spre sud. La Valence pierdusem orice speranță de a te mai regăsi. Am telefonat la Geneva. Anita plângea și vorbea cu o voce blândă. Și ea pierduse orice nădejde. I-am spus, a reținut mașina, se îndreaptă spre sud, dar am fotograful cu mine și nimic nu încă pierdut. Anita repeta mereu în aparat. Cine? Cine e cu tine? I-am cerut să mă aștepte și să mă iubească. I-am spus că îi voi telefona seara. Am continuat să merg înainte, iar capul îmbujia din cauza soarelui. Te-am regăsit la Salon. Cineva făcea plinul Thunderbird-ului la o stație de benzină. Mașina era descoperită. Ceva mai târziu a ieșit dintr-o cafenea înlănțuită de tipul acela din ajun. N-am simțit nici cel puțin o ușurare. N-aveam decât un singur gând. Să mă scap de cadavrul lui Cobb și de carabină, mutându-le în portbagajul mașinii voastre. Am reușit să o fac jumătate de oră mai târziu pe șoseaua aceea pustie, aproape de Marsilia, pe care te-ai oprit ca să continui giugiulelile. V-am văzut dispărând pe amândoi printre arborii unei coline. Fără să mai stau pe gânduri, am apropiat diesul de Thunderbird, am deschis portbagajul dumitale și al meu, în plină lumina zilei. Îmi scosesem haina cu multă vreme înainte, iar cămașa mi-era luarcă de sudoare. Capul mi se părea că îmi va face explozie. După terminarea mutării, am plecat ascultând cântecele privighetorilor până la o cotitură după care puteam să-mi ascund mașina. M-am întors. Îmi spuneam că, după partida voastră în aer liber, o să continuați pe șoseaua națională spre Marsilia. Am coborât din dies și am așteptat pe marginea șoselei. Am gândit, la un moment dat, să mă repet la voi, să vă ucid pe amândoi. Oricum, fie și cu lovituri de pumn, ca să-i las pe anchetatori în cea mai mare încurcătură. Apoi mi-am spus că, în felul acesta, vor începe să caute pe făptași și vor da peste mine. L-am văzut pe tip urcându-se singur în Thunderbird, întorcând și el și aruncându-ți valiza deschisă pe marginea șoselei. În felul acesta, te-am pierdut din nou. Aveam în față mașina aceea, care se îndepărta cu încărcătura explozivă și, pe de altă parte, pe dumneata. Nu știam ce era mai important, să mă țin după el sau după dumneata. Mă gândeam că ești pe jos și că te voi putea prinde mai ușor decât Thunderbird-ul. L-am urmărit, deci, pe băiatul acela, pe șoseaua națională, până la autostrada care duce spre Marsilia.
Acolo am înțeles că el mergea mult mai repede decât Diesul, că lua un avans regulat, necruțător. M-am încăpățânat totuși. Mi-am dat seama că furase mașina. La intrarea în oraș a dispărut. În punctul acela se află o piațetă pe care am ocolit-o de mai multe ori, la întâmplare, riscând să atrag atenția unui agent care conducea circulația valului de mașini ce se scurgea dinspre autostradă. Am luat-o înapoi pe aceeași autostradă. Oboseala îmi paraliza gândirea, voința și nu mai acționam decât alandala, absurd. Mă gândeam, și ea trebuie să fie în aceeași stare ca mine. Am să o găsesc, desigur, descumpănită, în același loc. O voi ucide și ducă-se dracului, orice s-ar întâmpla după aceea, cu ticălosul acela și cu Thunderbird-ul. Dar toate socotelile le făceam fără să te cunosc cu adevărat, Dani. N-am mai găsit pe colina aceea decât mesajul lăsat de tine, cele câteva cuvinte scrise cu mâna stângă. Astă seară, la ora 10, în fața numărului 10, Canebier. Îmi rămânea cel puțin speranța că am să te regăsesc. Am rupt hârtia și m-am întors la Marsilia, rulând încet, cu gândurile toate la dumneata. Cred că începusem să ghicesc sensul purtării aceleia inexplicabile, dar totul era încă confuz. Simțeam nevoia să dorm înainte de a scoate adevărul la iveală. Am luat o cameră într-un hotel, aproape de gara Saint-Charles, și am căzut îmbrăcat cum eram într-un somn disperat. Am fost trezit, așa cum cerusem, puțin după ora 9 seara. Am cerut să mi se aducă ceva de băut și de mâncat. Apoi am făcut o baie. Barba îmi negrise obrazul. Cămașa era jegoasă, dar cel puțin mă odihnisem și limpezisem gândurile. Mi-am spus, în sfârșit, că nu știai nimic de crimă și nici de urmărirea mea. Te-ai reținut Thunderbird-ul dintr-o toană și asta era tot. Actele mașinii erau pe numele unei societăți a lui Cobb, ISP, un fel de întreprindere imobiliară, construcții, întreprize de clădiri. Probabil că nici nu băgasești de seamă. Ai nimerit, nu știu de ce, într-unul sau două jaloane lăsate de Anita noaptea precedentă. Dar cu siguranță că n-ai înțeles nimic despre agresiunea din lavaboul stației de benzină sau despre strivirea mâinii dumitale stângi. Și că ceea ce te preocupa cu siguranță în acel moment era numai recuperarea mașinii. Poate că aveai vreun mijloc necunoscut de mine de a-l regăsi pe hoțoman. Aceasta ar fi explicația, în afară de curajul dumitale, pentru faptul că ai reacționat atât de repede pe colină. Am telefonat Anitei din cabina hotelului. Ea se afla la capătul puterilor. Spunea răspicat, prin telefonul pe care orice standardistă putea să-l asculte, că era mai bine să mărturisim crima și să ne predăm poliției. Am căutat să-i dau curaj pe cât mi-a fost cu putință. I-am spus că aveam o soluție și că totul se va aranja. Auzeam prin aparat glasul Michelei, care întreba: "E tăticuțu? E tata?" I-am promis Anitei că voi veni la Geneva a doua zi. La ora 10, mă aflam în fața numărului 10 de pe bulevardul Canebier. O jumătate de oră mai târziu, te-am urmărit pe dumneata și pe peștișorul acela, străduindu-mă să ghicesc de departe ce se învârtea în capetele voastre. N-am înțeles decât un singur lucru, și anume că, atât unul cât și celălalt, știați că aveați un cadavru în portbagajul Thunderbird-ului. Mă așteptam să te găsesc singură, pe jos, sau să nu te găsesc deloc, pentru că el nu avea de unde să cunoască mesajul de pe colină. Eram înmărmurit și pentru că îl vedeam din nou înlănțuindu-te pe când vă întorceați spre Canebier. Lăsasem Diesul atunci într-o stradă și a trebuit să vă părăsesc ca să mă duc să-l iau, tocmai când v-am văzut în fața Thunderbird-ului. Și desigur că v-am pierdut în mod definitiv. Am învârtit la întâmplare prin oraș, fără să păstrez cel puțin speranța să vă întâlnesc din nou. Nu. Uite așa, mă gândeam la dumneata că ești înspăimântată, cu mâna bandajată, în rochia aceea de muselin alb cu haina băiatului pe umeri. Mai târziu m-am gândit că nu puteai anunța poliția de descoperirea cadavrului, pentru faptul că mașina nu ți-aparținea și o reținuse și fără știința mea. Puțin câte puțin, începeam să intru în pielea dumitale. Mi-am spus că, în seara aceea sau a doua zi, vei telefona la Geneva ca să ne ceri ajutor. O altă soluție ar fi fost să încerci să te scapi de cadavru, fără să vrei să afli cine l-a pus acolo. În orice caz, capcana pe care ți-am întins-o avea să se închidă. I-am pus lui Cobb, într-unul din buzunarele halatului, mesajul telefonat de la Orly. Hârtia aceasta urma să-i atragă pe judecător spre dumneata. Anita și cu mine n-aveam decât să negăm că te-am fi văzut vineri. Vom părea de bună credință, întrucât nici locuința de la Villa Montmorency, nici Thunderbird-ul nu erau ale noastre. Am dormit în camera de la hotel până aproape de amiază. Am cerut să mi se aducă o mașină de rasă electrică și ziarele locale. Vorbierându-mă, am verificat dacă în ziare n-a apărut nimic despre uciderea lui Cobb. N-am dat de știrea că un cadavru neidentificat ar fi fost descoperit în regiune. Am telefonat Anitei.
I-am spus că voi aștepta acolo până seara, pentru că există o șansă ca dumneata să o chemi. I-am mai spus că orice s-ar întâmpla, noi nu știm nimic de treaba asta și că trebuia să facă față. I-am lăsat numărul hotelului meu ca să mă poată anunța. Îi scam mult cu telefonul acela, dar nu vedeam cum aș fi putut proceda altfel. După ce am prânzit, am rătăcit prin Marsilia. Am cumpărat cămașa asta, pe care am păstrat-o pe mine, și am aruncat punga care o conținea pe cealaltă într-o gură de canal. În clipa când mă ridicam, mi-am zărit imaginea într-o oglindă mare, de vitrină. Eram chiar eu, chiar Michel Caravai, un agent de publicitate bogat, patron unei proaspete agenții înfloritoare, soț și părinte fără de prihană, om de societate pentru cei din jur. În sfârșit, Dani, omul pe care îl vezi, dar pe care nu-l mai recunoști și care nu se mai recunoaște nici el singur. La urma urmei, cine ce este? Anita mi-a telefonat pe la 8. O chemase-și la Geneva și ea era nebunită. Plângea și repeta într-una. Te implor, nu-i face niciun rău. Ea crede cu adevărat că l-a ucis pe Cobb, înțelegi? Nu vreau să se întâmple fapta asta groaznică. Trebuie să-i spui, să-i explici. Nu știu unde au târât-o spaima și gândurile în aceste două zile și două nopți fără mine. Nu știu, Dani. Auzeam strigătele Michelei, care se speria de sigur văzând-o pe maică-sa în asemenea stare. Am făgăduit și iar am făgăduit că n-am să mă ating de dumneata. Ea nu mă credea și mi-a spus. Vreau ca Dani să mă cheme din nou și să-mi spună că totul e în ordine. Îți jur, Michel, că dacă duci la capăt intenția ta, am să mă omor și eu. Am să mă omor. M-auzi? Îți jur că am să o fac. Am promis tot ce voia, numai să tacă, să pot câștiga câteva ore. Am condus în întunericul ce se lăsa ca un nebun, până am ajuns aici. Urcam drumul spre Abi, tocmai când dumneata îl coborai. Te-am urmărit până la berăria aceea din fața gării din Avignon. L-am văzut pe șoferul de camion, pardesiul dumitale alb, a cărui prezență era pentru mine un fenomen de curată magie. Nu înțelegeam nici acum pe ce căi întortocheate și prin ce încăpățânare ajunsesești până acolo. La ce importanță are? Te priveam scotocind prin buzunarele pardesiului, scoțând plicul de salarii, în timp ce celălalt pe care trebuia să ți-l iau înapoi după ce te-aș fi ucis și pe care, deci, nu-l putusem lua înapoi, se afla desigur în geanta dumitale. Am intrat până în sală și puteam ghici acum din nou tic-tacul acela din spatele ochelarilor dumitale. Erai frumoasă, Dani, pe când sărutai obrazul prietenului dumitale, în timp ce, în mod fulgerător, îți devenise de o certă limpezime tot ce ți se întâmplase până atunci. Numai pentru că nu puteau exista, pentru un singur salariu, două plicuri pe numele dumitale. Erai frumoasă, da, dar deveneai din nou pentru mine cea mai periculoasă ființă. Instinctiv, m-am aruncat înapoi din câmpul dumitale vizual. Te-am pândit în timp ce îl însoțeai la gară pe șoferul de camion, dar nu te-am urmărit. Exista pentru mine un risc și pentru dumneata o șansă de a pleca cu trenul împreună cu el, părăsind Thunderbird-ul în fața berăriei. Îți acordam această șansă. Am întredeschis portbagajul mașinii și mi-am dat seama că trupul lui Cobb nu se mai găsea acolo. M-am întors la mașina mea, de cealaltă parte a fortificațiilor. Mai târziu, te-am văzut din depărtare ieșind din gară și căutându-mă din ochi. Te-am privit trecând apoi în Thunderbird-ul acela. Atunci am pus la rândul meu din nou mâna pe volan. Când am fost sigur că te întorci la Villeneuve, am gonit prin alte străzi, ca să ajung aici înaintea dumitale. Te-am așteptat în întuneric mai mult decât să cotisem. Winchesterul, pe care îl lăsase și pe canapea, era acum în mâna mea. A intrat și ai aprins lampa din vestibul. Am făcut probabil o mișcare prea bruscă, pentru că ai rămas locului. Eu îți vedeam silueta în lumină, dar dumneata nu mă vedeai. Trebuia însă să mă apropii, ca să trag focul acela de carabină de la o distanță destul de mică, încât să se poată crede într-o sinucidere. Am mai făcut un pas. Îmi închipuiam în același timp care îți va fi mișcarea de apărare. Eram sigur că ai să te îndrepți spre canapea și că o să cauți să apuci arma care nu se mai găsea acolo. Înaintam așa încât să-ți stai drumul. Dar, până la urmă, Dani, n-am putut prevedea niciuna din reacțiile dumitale. În clipa când să te ajung din urmă, am înțeles prea târziu că nu te îndreptai spre canapea, ci drept spre lampa aprinsă din vestibul. Și, deodată, totul s-a cufundat în întuneric. Am auzit pocnitura becului, niște pași, am bâșbuit căutând zadarnic pe pipăite un comutator. Apoi am auzit un zgomot a cărui natură n-am putut să stabilesc. Pe urmă, glasul dumitale, tot atât de limpede și precis ca totdeauna. Nu mișcați, domnule Caravai. Am pus la poștă o scrisoare care conține cele două plicuri de salarii, dând și unele explicații în câteva cuvinte. Mi-am adresat-o mie, dar dacă mor, va fi deschisă. N-am adresat-o nimănui altcuiva, pentru că Anita e prietena mea, pe care o iubesc și pe care vreau să o ajut.
și nu vă mai osteniți să aprindeți o lampă în baraca asta, pentru că am smuls siguranțele. Am uitat vreun cuvânt, Dani? Ba da, mi-ai cerut să las deoparte pușca, pentru că ți-era frică să nu fi pusă în situația de a mă obliga să fac acest lucru. Nici nu m-am mai întrebat cum ai fi putut să o faci. Puteam să fiu sigur că ai mai găsit încă o idee năstrușnică pentru acest lucru. Incestorul l-am lăsat jos, dar pentru un alt cuvânt pe care îl rostise și printre celelalte. Am venit și m-am așezat atunci pe canapeaua de unde mai târziu, obișnuit cu întunericul, în timp ce-ți vorbeam, te-am văzut tulbure, dar luminoasă, așezându-te pe brațul unui fotoliu din fața mea. M-ai ascultat fără să mă întrerup, Dani. Aș vrea să-mi spui unde se află cadavrul lui Cobb, apoi să strângi lucrurile și să te întorci acasă. Aș vrea ca în fața altora să te porți așa ca și cum nimic nu te-ar fi privit din toată povestea asta. Aș vrea să taci și să distrugi cele două plicuri. Eu am să aleg soluția cea mai puțin rea. Voi pune totul în ordine și mă voi duce să mă predau poliției. Voi lua totul asupra mea. Voi plăti acest omor cu mult mai ieftin decât Anita. Cred că mă înțelegi. Voi fi soțul baciocorit care își distruge viața într-un moment de disperare, descoperind nenorocirea de care era lovit. Voi fi trăit un sfârșit de săptămână îngrozitor, dar voi fi mărturisit totul din propria mea voință. Voi angaja cei mai buni avocați. Voi pune de data asta toate la cale în favoarea mea, pentru ca povestea ce le voi înșira să fie crezută. Mă poți crede că voi fi foarte abil și că nu-mi pierd speranța să le smulg chiar și o suspendare a pedepsei. Asta e tot. Am încercat, Dani, să-ți redau cea mai sinceră imagine despre mine. Aș dori, chiar dacă e urâtă, ca din ea să se poată desprinde ideea că răul și binele nu sunt decât fața și reversul aceleiași fascinații. Te-am privit mult în acest timp. De fapt, tot nu știu încă cine ești. Dar trebuie să mă înțelegi, pentru că ai ajuns să crezi, la un moment dat, că tu ai făcut tot ceea ce făcuse Anita. Aș vrea să-mi înapoiez siguranța. Lămpile să se aprindă iar în baracă. Să telefonez la Geneva pentru a-i spune Anitei că totul e în ordine. Să mă aștepte și că voi face totul să nu mă întorc târziu. Iată, Dani, aprinde luminile. Îți mulțumesc pentru acest sfârșit de săptămână. Acum am terminat. Tânăra, cu pansament la mâna stângă, ocupa camera 18 de la hotelul Noailles. A cerut cafea și ziare. A citit dintr-un cap la altul, în fiecare cotidian din Marsilia, articolul care vorbea despre un agent de publicitate cunoscut, care a ucis pe amantul soției sale și apoi s-a predat, în timpul nopții, poliției din Avignon. Pe la mijlocul dimineții s-a dus într-un taxi la cheiul Joliet și a așteptat în fața grilajului pe un călător cu destinația Cairo. L-a apucat de un braț, i-a spus că este ea destul de gâscă, dar nimic nu trebuie exagerat. Își luă de la el înapoi banii și apoi își luă rămas bun. Se urcă după aceea în autocarul de casi. Acolo își luă valiza de la hotelul Bella Vista, plăti camera, și se folosi de ocazie pentru a înnoi în piscina hotelului un costum de baie din două piese cu nasture galben. Înainte de a se îmbrăca, luă dejunul pe terasă, cu picioarele expuse la soare, privind îndelung marea prin ochelarii negri. La începutul după amiezii, așteptând autobuzul de Marsilia, ea întâlni în port un băiețel pe care îl cunoștea și pe care tatăl său îl ținea de mână. Îl îmbrățișă și le strigă pe nume, Titu. La 4 ani, băieții au și mai puțină memorie, ca mai târziu. Că știi tu, nici nu o recunoscu. Ea nu se putu totuși împiedica să-l urmărească vreo 20 de metri de-a lungul unei străzi. Îi plăcea să-l urmărească. Iar o femeie bătrână, care nu o părăsea niciodată, îi spuse, Sărmana mea noroadă, nu vezi cum suferi? Da, trebuie să ții capul sus. Atunci ea se opri, scoase din geantă o șapcă cu pătrate roșii și o puse pe cap, potrivind-o puțin spre spate pe părul ei bălai și se întoarse în port cu pași liniștiți, cu valiza într-o mână. 2 ore mai târziu, luă pentru prima dată în viață un avion la Marsilia Marinian. Îi fu frică în tot timpul zborului. Și la Paris strălucea soarele. Străzile erau împodobite cu drapele. Se întoarse la ea acasă, unde telefonă numai decât unui grafician prieten ca să-i ceară să țină gura orice ar citi în ziare. Apoi se făcu frumoasă și chemă un număr de telefon însemnat înăuntru șepcii. 5 luni mai târziu, se mărita la Marsilia. Nu cum ar fi putut oricine prevedea, cu un șofer de camion șterpelitor de violete. El i-a fost cavaler de onoare și a rămas ca un frate, ci cu cel mai bun prieten al acestuia. Ființa cea mai minunată, mai frumoasă, mai inteligentă, mai amuzantă, mai adorabilă, mai irezistibilă, pe care o întâlnise vreodată. Un boboc în dragoste, care conducea un berlier pe șosele și voia să devină miliardar, pentru că găsea că așa o voia duce mai bine,
și care se numea Batista Laventure. Deveni astfel Dani Laventure. În felul acesta, pe zestrea ei de fată, brodată cu speranțe și ochi miopi la orfelinat, n-a mai avut nevoie să schimbe nici inițialele. Sfârșit.